në uh, pa de versuri și un pas de la sensei Pentru că acolo sus cineva a vrut așa Noi băieți aici jos am făcut mafia Dăm respect acum pentru orice microfon în care s-a țipat vreodată Zic de cei care au știut că trebuie să o facem cum ne place Pentru Coco și pentru Vali, Odihnească să se împace Au fost multe care au mers pentru noi, altele nu dar am avut întotdeauna voci care ne-au susținut și s-au spus multe vorbe grele despre noi Mâine la toți care au vrut să ne tragă înapoi Mai am un singur lucru de adăugat Respect pentru care în fața scenei au stat Am spus întotdeauna și o spunem în continuare Am fost și noi, a fost și voi Odată în cartiere. cartiere A fost odată O dată A fost odată în cartiere Sunt aici să reprezint pe care vor să fie așa cum trebuie Cum mi-a plăcut și -mi place mie Au trecut trei ani de când am auzit Prima oară abia Și Începea în țară treaba să sară Sau au adunat niște ani vreau să mă apuc și eu altfel, la fel ca toți puștanii Ca băieții să produc un leu Și tot ce-am învățat Ascultă și hop vrei ceva Bagă spula și ia cu mâna ta Asta este regula Peste tot în cartiere Oriunde te duce în țară Pentru bani există cele Ai vrea să faci să fie bine Pentru tine în viitor Cum sau ce Nu contează loc de tot cei care vor că o să fiu cum îmi place mai mult să fiu pe că am ales calea cea bună, acum nu pot să știu Lucian mic băiat din cartier, termin acum Ne auzim în viitor, poate o să scot și eu Am fost cartiere A fost o dată în gatiere, A fost o dată Salău, Sală o Craiova zici pentru băieții din Arad Sunt încă aici În satul mare e poiești Și turnul Severin Ia Boris s-au pregătit când au aflat că venim Cruj, Eva, Încet spre Sibiu Pe la voi și încă o dată prin Târgu Jiu Constanța, Târgu Mureș Baia Mare, altfel prin Și ca la, la sută pe felie sunt mii și mii de fapt Am fost în și țată Brăila și Focșa S-au adunat tot mai multe, an după an Și cum vin din trei trec prin Pitei Te ajung acasă, în București A fost odată în A fost odată în catiere pentru tot a fost o datare în cartiere E chiar așa, frate. E chiar așa, frate. Știi e chiar așa, frate. E chiar așa, frate. E chiar așa, frate. Ne plac poeti care ascultă mafia. Cred că știți asta, de asta nu ne vom lăsa, ne-am depășit condiția. Vă mulți o deranja, uite te ce. În jur ne dau să scrie E chiar așa, frate. Nu știu, frate. Se poate. Frate. Poate limon cu la moarte. Nu că nu să cine știe pula mea. Lumea încă se întreabă dacă este chiar așa. E chiar așa. Păi care dau lucruri ca ce 10.000 de lei. Băieţi care dau răci în cap să fie băieţei Băieţi care dau vânt în cap mie de mie pe parai Băieţi care-ţi dau mașină chiar dacă nu ai Băieţi care-ţi dă mașină chiar dacă te-au luat-o Băieţi care-ţi bagă pula în piză fă-i care-ţi au tras copiana Băieţi care-ţi au tras marihuana Băieţi care-ţi dau tunuri, fac bani peste noapte E chiar aşa, frate, e chiar aşa, chiar căra frate, e chiar așa, frate, De căra așa, frate, de căra așa, frate, e căra așa, frate, de chiar așa, frate, de frate, frate, de căra așa, frate, frate, de frate, de căra așa, frate, de căra așa, frate, de căra așa, frate, e căra așa, frate, 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 e doar imaginație Realitatea care îmi dă atâta inspirație Să fie întrebarea ta un test pentru mine Sau poate lumea mea nu e pentru tine cine știe Drogații poate nu s-a adevărat O zilă rice vând heroină la drogați Dar baua i-a făcut pe să și teargă capul La dracu, arind-o și pe măsa să ia gramul Grave de cartiere se măsoară în milioane Sau în miliarde, cine pe cine arde Frate, să-ți mai zic ceva, nu știi, nu te băga Curva care suge până pentru banii ți și și tot ce ai pe tine Probează-o pe pielea ta Dacă nu mă crezi pe mine, ține minte niciodată nu se ajunge Cere să mai faci, te împinge să mai tragi Nu știi ce să faci, nu știi ce să crezi Vino în pante limon și să vezi E chiar așa E chiar așa frate da, E chiar așa frate Zici că e așa frate Să care chiar așa frate E chiar așa frate De care e chiar așa frate E chiar așa frate E chiar așa frate E chiar așa frate da, E chiar așa frate Zici că e așa frate De care chiar așa frate E 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 chiar așa frate

Eu, acest live este un pamflet. Dacă nu știi ce înseamnă pamflet, intră pe Google și dai căutare acolo și vezi care este explicația din Dex. Ceea ce fac eu aici este show. Eu sunt un entertainer și încerc să-i fac pe oameni să zâmbească. Dacă nu te-ai prins, mai bine ieși. Dacă te simți ofensat de ce spun eu pe acest live, nu mai intra. Mergi pe alte live-uri unde Poate oamenii pretind a fi serioși. Eu nu sunt întotdeauna serios. Poate uneori folosesc psihologia inversă pentru a întări un lucru și pentru a te convinge că nu e bine să faci acel lucru. Dacă n-ai înțeles asta nici până acum, înseamnă că te uiți degeaba la mine. Am o mare rugăminte la tine. Dacă tot mă urmărești, intră și pe pagina mea de Instagram și dă-mi un follow acolo pentru că așa vei fi la curent cu toate storiurile pe care le postez și vei ști de fiecare dată când fac live. Și acum să înceapă show-ul. Chiar că să înceapă show-ul. Puia! Să sară chat în aer! Yeah! 2-10-2-2-2 Să sară chat un aer, fraților. Chiar că este show. Mă bucur să vin din nou alături de voi. Lăsați trolul cu microfonul că nu e, nu e cazul. Fraților, ne aflăm în această seară pe live pe NCH. Pentru că avem un subiect care nu putea fi lăsat așa oricum la voia întâmplării. Nu puteam să trec peste și am simțit nevoia să fac acest live pentru a lămuri, sper, odată pentru totdeauna, situația care s-a creat după meciul rapid FCSB încheiat cu victoria Rapidului. Asta ca să mă laud și eu așa un pic, că sunt rapidist. Bine, mă laud pentru așa, pentru renume și, să, și pentru profit. Eu, de fapt, eu nu sunt rapidist. Nu, nu. Eu mă agăț de rapid pentru profit. Asta ca să știți. Adică, na, sunt și plătit de club ca să mă duc să fac vloguri mă plătește clubul și mă duc să și dacă nu mă plătește, nu, nu fac vloguri. Păi ce pula mea, lucrez așa pe nimic. Nu pot să lucrez pe nimic. Bun. Ideea este în felul următor. Ține doar de voi în această seară cât de repede dăm drumul la OTV. Nu există decât două variante, iar cea mai simplă și sper cea, care, cea pe care o să o uh, urmați și voi este aceea de a apăsa în pula mea pe butonul de like. Oh. Să apăsați pe butonul de like cu aia, că dacă nu apăsați pe butonul de like, nu vine O TV-ul. Deci nu fac o TV pentru 150 de oameni, clar. Iar în momentul în care ajungem la 250 de like-uri, știu sigur că am și oameni mulți pe, pe live. 200, 300, tot avem. Și atunci vreau ca acest live să ajungă la cât mai multă lume. Vreau să îl vadă cât mai mulți oameni pentru că e cazul să afle lumea, adevărul și să nu mai plece uh, urechea la orice dezinformare. E adevărat că unii tot. Slab de înger vor rămâne așa ca să, mă, să folosesc un limbaj decent și elegant. Pot să le arăți unora dovezi irefutabile. Ei tot o vor ține langa cu ce vor ei. Pentru că unii trăiesc într-un Matrix. Da. Unii trăiesc într-un Matrix și nu vor niciodată să, să părăsească lumea aceea pentru că e o lume mai bună pentru ei. Realitatea pe care ei o percep este o realitate mai bună decât aia în care ar trebui să trăim noi restul. Și atunci nu interesează pe unii nu interesează că le arăți adevărul. Dacă vă aduceți aminte, Aceeași chestie s-a întâmplat și cu Valuie. Acum ceva timp, când eu am demonstrat că Valuie minte și am scos la suprafață toate minciunile lui, oi, ai lui tot pe el îl apărau, știi? Adică, na, e, e și chestie, știți cum e? E chestie de uh, percepție și de gust și știi că nu te poți căca în gustul omului. Bă, dacă nu-ți place de cineva, pur și simplu nu-ți place. Că nu-ți place. Bă, nu o să-l... Nu că nu o să-l placi niciodată, dar nici nu o să-i dai vreodată dreptate. Ori ce ți-ar arăta. Uite, de exemplu, dacă vine acum uh, George Simion. Am dat un exemplu. Da? Vine George Simion și arată cu probe video că Marcel Ciolacu este homosexual. Mă spune dacă ești homosexual, cum zicea Marian Iancu. Și arată cu probe video cum Marcel Ciolacu se fute cu ciucă în cur. Că, nu, se poate, bă, se poate întâmpla. Deci, am auzit lucruri mult mai grave. Asta n-ar fi o problemă, că în Europa e o virtute, până la urmă, și România este o țară europeană. Dar dacă vine unul și... Dacă vine Simion, da? Și arată probe video, frate, când ciolacul o bagă în curluciucă. Frumos, așa, pe la spate. Ăla stă capră, Să mai... Și uite așa la fața lui... Luciolacu, știi? Întoarce capul așa. N-ați văzut când dați la buci? și stă femeia capră, sper că femeia, acum nu știu cui dați voi la buci, și stă femeia capră, ai văzut și că toată se mai întoarce așa, ea nu prea poate să se întoarcă, știi, pentru că ia uitați-vă, uitați-vă cât de greu e, vezi, ia uite, știi, dar se mai întoarce că toate și ți-aruncă cât o privire din aia perversă, știi, ai văzut, uite așa, și așa poate, poate și ciucă Știi, când îl fute pe la spate ciolacul, se mai întoarce așa și aruncă o privire perversă. E posibil să se întâmple și asta. Și atunci ai văzut, băi nene, uh, vine ăla cu probe video, arată că îl fute în o la cu păciucă și vă spun la modul ce mai sus, ca să revin pe subiect. Bă, ăia care votează cu PSD, bă, vă garantez, vă garantez eu că ăia care votează cu PSD, vor vota în continuare cu Ciolacu, mă rog, cu PSD. Chiar dacă au văzut că pe fute în cur, că pe ciucă îl fute în cur Ciolacu. Sau invers, nu mai fac cu schimb. Uneori e Ciucă femeie, alteori e Ciolacu și așa mai departe. Bă, nene, degeaba le aduci oamenilor probe video. Ăia nu o să-l voteze niciodată pe Simion, chiar dacă Simion e alternativa, să zicem, da? Că nu-l plac pe Simion, nu le place de el că e scandalagiu, că, e, că vine din galerie, că nu știu ce, bă, îi găsesc tot felul de... Dar nu contează că Simion vine cu probe video, că uite bă, ăia să fută în cur, știi, și voi vota pe aia. Așa și cu mine. Eu o să prezint în seara asta adevărul, care este irefutabil. Deci n-ai cum să... Bă, n-ai, n-ai cum să vii, adică dacă ești om întreg la cap, sănătos la minte, n-ai cum să vii și să spui minte, jebcar domne a, bine că mai trolați voi, mai ziceți ceva pe aici pe în chat. Da, că sunt caterincile noastre, da. Dar să fii om sănătos și să, să spui că eu mint, n-ai cum. Bă, și apropo, uitați-mă la prostul ăsta, care și-a pus numele Horia Ivanovici. Că de-aia i-am pinuit mesajul ci Că va fi un show incendiar Cu invitați ca Robert Niță, Mihai Stoichiță Bănel Nicoliță, Vivi Răchiță toți înregistrați la o sim. <râng> Cum să zici răchiță? <râng> Băi, de deci ce am murit? Cu aia am murit, ești prost. Și deci m-am uitat înainte de live. Bă, am murit. Bă, am leșinat, mă, nu mai puteam. Mă. Bă, și fiți atenți, știți unde eram? Eram în Oșan. <râng> eram în Oșan, făceam niște cumpărături. Și stăteam cu telefonul așa în mână. Mă uitam așa ca prostul la telefon și am văzut că a scris la. înainte cu câteva ore de live, și am văzut că a scris prostul ăla când am citit Vivi Răchiță, râdeam ca prostul, Vă și mă plimbam cu cărcior la Pânășan, se uita lumea la mine, râdeam ca prostul, cu mă uitam în ecran și râdeam ca prostul. Deci n-ai cum cu aia, așa ceva. <laughs> Trebuia să-l bagi și pe Gianni Chiriță, <laughs> deci aveam așa, Robert Niță, Mihai Stoichiță, Bănel Nicoliță, Gianni Chiriță și Vivi Răchiță. <laughs> <rulară> și cu veveriță, <rulară> Băi, deci nu se poate. Băi, nu există. Bă, nu există așa ceva. Băi, de ce Bă, deci am râs? Am râs să mă încăca pe mine. Vă jur, băi, mă încăca pe mine de râs. Nu mai puteam, frate. Stăteam cap prost cu telefonul în mână așa. Și mă uitam la telefon. Și vedeam că când am văzut să răchiță, eram pe jos, nu mai putea, bărâdeam, nu m-a văzut și o fată de acolo, de Noșan, da asta, de -a aranja produsele pe rafturi și se uita așa la mine și zâmbea. Bă, păi dacă credem ca prostul, cum o să te uite așa în telefon să râzi ca prostul? Dar bine, dacă nu mă uitam nu vi se mai întâmplă câteodată să, să vă aduceți aminte de ceva și să vă vină să râdeți așa ca proștii? Tataia Dumnezeu să-l ierte așa zicea, că râzi, râzi ca prostul, de ce și aduce aminte? Că mă apucam și râdeam ca prostul până în casă, așa că mi-aduceam aminte de ceva aici. A, o bă, tataie, tata, râs ca prostul, de ce, de ce și ce aduce aminte? Băi, deci n-ai cum, coaie, cu deci să zici răchiță. Băi, deci nu se poate. așa, bun, râs ca proasta în târg, așa, 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 și pasta o zice. Deci, fraților, treaba este foarte simplă. De voi depinde cât de repede începem OTV-ul. Vreți să începem rapid OTV-ul, apăsați pe butonul de like. Nimeni nu vă pune să donați, nu trebuie să donați, deși, deși bineînțeles că mă bucur la donații și cred că cu toții știți asta, nu cred că este un, un secret, că eu sunt asumat, frate. Eu sunt asumat, eu întotdeauna am spus că fac OTV-uri și, mă rog, nu OTV-uri neapărat, că fac YouTube pentru bani. Și nu mă dezic de treaba asta, nu o să vin niciodată în fața voastră să spun că, doamne, eu fac pentru public, că iubesc atât de mult public, Îl iubesc atât de mult pe uh, Sebi Ivan, pe Patrick Petro, pe Veverița, pe Valentin Popescu, pe Florin Robu, pe Tibi Sedric, pe Jamie Penedo, pe Dorinel Munteanu, pe Stopus, pe Reico... Pe Ștef Alex, pe Sergiu, pe Flaviu Cozma, Vlad Andrei, iubesc eu atât de mult, mamă, și pentru ei, domne, fac eu toate astea. Nu, frate, fac pentru bani. Toate live-urile pe care le fac sunt pentru bani. Nu există să intru vreodată pe live și să nu mă gândesc să fac bani. Bine, nu mă gândesc tot timpul. Adică când sunt pe live nu mă gândesc la bani. Banii sunt ultima problemă. Întotdeauna au fost bani aici pe live. De asta și fac aceste live-uri pentru că ele aduc un venit. Da? O componentă a venitului meu adunat într-o lună. Da? Că nu trăiesc doar din asta. Dar întotdeauna am făcut live-uri pentru bani. Dar nu mă gândesc la bani în timp ce fac live. Eu mă gândesc să iasă show. Și mă bucur de live. Îmi place să stau, să Adică e, este o, o, trăire pentru mine și îmi place să trăiesc cu voi aici pe live că sunteți de, de caterincă și na, râd și eu, râde și voi, voi râdeți de râsul meu și așa mai departe, știe? Și ne distrăm, că despre asta e vorba. Chiar și o tv ăsta pe care îl fac în seara asta, tot show o să fie. Vă dați să știți cum sunt otv tv de la mine, că nu, nu mă apuc să fiu serios așa, să zic, uite bă ce a zis ăla despre mine, oh, oh, oh. nu frate, e show. Da, vă garantez că este un show cât se poate de sincer și na, așa cum știți și voi. Așa că cine zice că eu fac pe, pentru profit, pentru astea, da, da, așa e. Deci nu este niciun secret. De asta îmi pun și goal, ca să doneze lumea, dar ca să ajungem să facem o TV, în seara asta trebuie să apăsați pe butonul de like. Cea mai scurtă și să vă spun și de ce. Pentru că dacă apăsați pe butonul de like, intră și alții, apa, că le recomandă YouTube-ul, apasă și aia pe like, apasă și alții care intră după, și aia alți după, și aia alți după și ajunge live-ul ăsta la cât mai multă lume. Targetul meu este să ajungă live-ul la cât mai mulți oameni. Vreau să, să vadă acest live cât se poate de mulți. Adică dacă se poate să, să vadă 10.000 live-ul ăsta, 10.000 să-l vadă. Nu o să-l vadă 10.000, că na, comunitatea noastră e mai mică, dar să vadă cât se poate de mulți acest live, fiindcă este foarte important. Este un moment de cumpănă în uh, activitatea mea de youtuber. Am primit amenințări grave. Nu cred că am primit vreodată aceste amenințări de când fac live-uri pe YouTube. Deci, dacă mi-aduc aminte de 5 ani fac aceste live-uri și n-am primit o dată astfel de amenințări. Deci, e un moment de cumpăn în viața mea pe care eu îl împart cu voi. Puteam să-l țin pentru mine, dar îl împart cu voi pentru că voi sunteți publicul meu. Una la mână că voi îmi puneți o chiftea în stomac și doi la mână pentru că voi m-ați făcut ceea ce sunt. Voi ați creat produsul Jepcar, un produs care cât de cât se vinde, și este de datoria mea să împart aceste momente cu voi. Aceste momente care mă privesc pe mine ca persoană publică. Da? Și atunci, cel mai simplu este să apăsați pe butonul de like. Că dacă nu apăsați pe butonul de like, nu știu cât de repede o să ajungă goalul ăla. Că mai este și varianta asta cu donații. <coughs> nu știu cât de repede o să ajungă golul la 50%. Și stăm așa și așteptăm până poi marți. Așa dacă apăsați pe butonul de like, uite, sunt deja 165 de like-uri. Ce mai e până la 250? Mai e puțin. Îmi plac și donațiile și îmi doresc donații. Asta de la oamenii care mă iubesc mai mult decât cei care nu donează. Dar mă interesează foarte mult like Și vă spun și de ce. Că am fost acuzat că sunt uh, uh, cercetor de like-uri. Păi, like-urile alea ajută la algoritmul YouTube. Că nu vi le-aș fi cerut dacă nu mă ajutau. Și în momentul în care voi dați like, se duce clipul și mai departe și află mult mai multă lume că eu sunt live. Și logic. Uite! mai avem puțin și facem și vedeți că dacă apăsați pe butonul de like intră și mai multă lume. Vedeți? O să depășim 250 de oameni, 300, zic eu în seara asta. Cred că ne apropiem de 300, pentru că avem un subiect foarte fierbinte. Cred că știți că în ultima vreme am avut un meci după meciul Rapid FCSB. Și atunci am primit un strike pe YouTube, pe canalul CSC Esports. O să spun și pentru cei care nu sunt la curent cu cele întâmplate în ultima vreme. Și am primit acest strike. L-am contestat. La strike mă refer. La YouTube. Și am primit clipul înapoi. Dar că am primit clipul înapoi distrus. Adică riciul acestui clip S-a distrus din fașă. Practic am pățit exact ce a pățit Jamila. Jamila. Daniel Brândușă donează două bucăți, forța rapid ești tare, țină tot așa te pop. Trăiască fratele Daniel Brândușă care mă dezvirginează în această seară. Uh, am pățit exact ca Jamila. Jamila a făcut o rețetă de eclere la tavă. Sloboz la tavă, eclere cu sloboz la tavă. A făcut și ea un, o rețetă cu ecler la tavă și i-a dat una, o altă youtuberiță, i-a dat clipul jos pe motiv, de, pe motiv că i-a furat titlul și rețeta. Bineînțeles că Jamila a făcut contestație la YouTube, i-a pus clipul înapoi YouTube-ul, dar i-a făcut tot riciu așa se întâmplă, adică, na. Și după ce i-a tot Totriciu, asta a pierdut bani. Că vedeți voi, la Jamila se simte dacă îi dai jos un clip. Că Jamila, dacă face 100.000 de vizualizări, câștigă undeva la 150-200 de euro pe clip. Deci, pula mea. Și clipul când i-l-a dat jos, că voi nu știți lucrurile astea, am vorbit cu Gianina la telefon, așa o cheamă Gianina, clipul când i-l-a dat jos, avea, nu mai știu, vreo 200 și ceva de mii sau ceva și era 2 din 10. Adică avea toate șansele să facă milion. Și milionul înseamnă 1000-2000 de euro. Depinde de cine se uită la clipul ăla, că dacă se uită mulți din diaspora, unde este RPM-ul mare, poate să se ducă și în 4.000 de euro, de dolari. Și Jamil a dat -o un judecat. A dat -o un judecat pe, pe cucoana A stat 5 ani cu ea, s-a judecat 5 ani cu ea. Însă instanța din România a decis că. Bine, a dat o judecată Jamila și a cerut daune morale pentru că Jamila era însărcinată, plângea în continuu și a avut o depresie din, din cauza asta. Și a dat în judecată pe, pe cu aia. După 5 ani de zile, tot Jamila a pierdut. A pierdut procesul și trebuie să-i plătească lui aia 8000 de euro bine, o doare în pis după Jamila, vă spun eu, că am vorbit cu ea, Jamila e detașat, așa e, n are treabă. Dar vezi că, știi, cum e asta? Aia și-a angajat un avocat super șmecher, care a luat un onorariu foarte mare, de fapt nu i-a luat, imediat mă uit la donație, imediat, nu i-a luat, i-a luat pe hârtie, că în realitate n-ai cum să iei 6.000 de euro onorariu niciodată și restul cheltuiel de judecat. Adică 6.000 de euro, nu știu ce avocat îți cere 6.000 de euro pentru așa ceva. Pentru câteva înfățișeri și cere de excepții și așa mai departe. În fine. Bun. A, și a pierdut procesul Jamila pentru că în România nu este reglementată treaba asta cu YouTube-ul. ABC mi-a donat un euro, mersi mult. Jepcar, dacă vreau să-mi fac un canal de YouTube cu meme-uri, adică să iau videoclipuri și să le editez, mi se va monetiza conținutul sau nu? Uh, da, da, ți se va monetiza. Cum să nu? Doar să ai grijă de unde iei videoclipurile ca să nu ți strike. În rest, no problem. Și să nu ai muzică cu copyright pe, pe fundal că nu o să ți se monetizeze. Bun. Deci asta s-a întâmplat cu cu Jamila, așa s-a întâmplat și cu mine, practic. Um, omul despre care o să vorbim în seara asta mi-a dat clipul jos. Pe un motiv uh, uh, încerc așa să păstrez o eleganță în uh, declarații. Un motiv ridicol. Ăsta este termenul cel mai uh, simplu. Motiv ridicol. Și mi-a dat clipul jos. Pentru că aparent oricine poate să ți-o tragă dacă vrea pe YouTube. Vine și spune că deține copyright pe ceva ce ai tu în clipul ăla și youtube până la proba contrarie trebuie să-ți dea clipul jos. Ca așa e politica YouTube, așa e din, din Statele Unite de acolo. YouTube nu -are, are cum să verifice, mai ales YouTube uh, Globally, nu are cum să verifice dacă îl are dreptate sau nu. Și prima oară îți dă clipul jos, știi? Și după aia verifică. Adică după aia trebuie să faci tu counterclaim. Și eu asta am făcut. Am făcut counterclaim, am demonstrat că nu există niciun motiv pentru care clipul meu să fie dat jos. După care YouTube mi-a restabilit clipul. Dar atenție! degeaba mi l-a destabilit că Riciu s-a fotat. Și stați că mă uit acum pe CSC să, să, văd. La un moment dat când a fost pus din nou înapoi, din nou înapoi, nu e bine. Când a fost pus înapoi de YouTube, era la 10 din 10 ca și valoare, adică praf. Și acum văd că a mai urcat, era la 4 din 10 mai devreme. Și acum are, e la da, e la 4 din 10 și are 7.200. Probabil să ducem 10.000 de vizualizări, însă dacă nu mi l dădea jos domnul uh, Paul, avea 15.000, 20.000 de vizualizări acum. Era unul din 10. Cunosc foarte bine clipurile, deci vlogurile Rapid FCSB când bate Rapid și mai mereu a bătut, cu excepția unui meci din uh, la care am fost eu cel puțin. Uh, cu excepția meciului din uh, de perna națională din sezonul trecut când Steaua a bătut tre FCSB a bătut 3-1 în rest dar și ăla s-a dus bine, și ăla a sărit de 10.000 în rest, deci când bate rapid pe FCSB 15-20.000 de vizualizări ceea ce e bine și nu pentru bani neapărat că vă spun eu cât fac, fac vreo 30 de euro la un 15-20.000 de vizualizări eu fac undeva pe la 30 de euro un căcat, pula mea, nu înseamnă nimic Măcar de a face multe clipuri, să zici că fac, cât să zic, 10 vloguri pe, pe, lună și fac 300 de euro. Să zici, bă, uite, măcar a făcut și la 300 de euro, că face pentru profit de pula mea, știi? Dar nu, nu, nu. În ultima perioadă nici n-am mai făcut vloguri. Adică ca să înțelegeți că e, 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 foarte puțin față de ce, de ce sume fac vlogărea mai mari. Uite, de exemplu, cum e Buțan. Buțan la un clip își ia câteva sute de euro. Pe un clip. Pe un clip. Și mai e plătit și de superbet. Ar fi culmea să vină cineva să-i spună, să spună și despre Buțan că, că de ce face pentru profit. Păi la chiar face pentru profit. Dar la ăla e ceva super asumat, adică ăla doar pentru profit face și mi se pare absolut normal. Măcar știți care e chestia? Că ăla face cu toate echipele. Deci ăla nu, nu face diferențe, deși toată lumea știe că Buțani este cu FCSB, dar măcar se duce S-a dus și pe Giulești, s-a dus și pe uh, și la Dinamoviș, s-a dus și la Olteni, s-a dus peste tot se duce și afară, adică e un youtuber general așa, eu sunt rapidist eu mă duc, adică eu filmez la meciurile rapidului și la meciurile naționale echipei naționale adică ce vrei mai mult de atât ideea este alta, ideea este că uh, nu fac profit că dacă făceam Păi de capul meu, mamă ce, ce vorbe Bine, oricum îmi aud și acum vorbe, dar dacă și făceam bani din asta... Nu, haideți să vă spun o chestie. Dacă chiar făceam bani din asta, făceam mai des. Da, când mă uit acolo și văd la un clip că face 10.000 de vizualizări și abia are 17 euro, nu îmi vine să-mi bag plăt. Păi, ia, gândiți-vă că la câte meciuri pot să merg pe săptămână? La 1 hai două maxim, zici că mă mai duc și la FCSB, știi unde e audiența mai mare, da? Și unde am public. Cât poți să iau? 50 de euro pe săptămână? Păi ce să faci mă cu aia cu 50 de euro pe săptămână? Adică cu uh, 200, 200 și un pic de euro pe lună. Ce să faci mă? Ce trebuie cu faci? Adică nu e ca și când îți iei 2000. Bă, la 2000, da, înțeleg. La 2000, dă timpul la mea că faci zilnic, dacă e așa. Profit, ce trec, cum? Păi m-au costat biletele, biletele la meciul României cu playoff B, deci primul meci al României de la Euro, m-au costat 600 de euro, că am luat la categoria 1. Ca să se vadă bine când vă fac vlogul acolo, să-l vedeți cum trebuie. 600 de euro, frate, 3 bilete. Pula mea! Adică, să fim serioși. Deci, și haideți să vă spun o chestie. Știți că o să scot din, din uh, uh, vlogurile alea? Undeva pe la 100 de euro. Cam atât o să scot. Deci pot să fac două sau trei vloguri, două cel puțin, că mă duc la două meciuri și probabil o să mai fac încă unul pe lângă, sau hai patru, patru vloguri. 100, 100, hai zi 150 de euro. Deci nu scot nici măcar un bilet nici măcar un bilet eu mă duc, deci fiți atenți sunt mai mulți youtuberi care se duc la, imediat citesc uh, donația, mersi mult sunt câțiva youtuberi care se duc că voi nu știți, care se duc la meciurile uh, de la Euro de, din Champions League sau uite de exemplu acum de la Euro, da? care se duc la meciurile naționalei pe parteneriat și sunt câțiva youtuber care se duc cu Argoul, dacă știți site-ul. Eu când am fost la Euro și am fost la meciul la Portugalia-Franța, când m-am întâlnit cu Oviș, cu Midas, Oviș și cu Midas erau plătiți de. adică erau full plătiți de Argoul. Ei nu au cheltuit niciun ban. Au avut asigurat bilet, cazare, transport și masă și tot. Și cred că le-a dat și cât o curvă să, să le dea la Buci. Deci eu am avut tot, tot, tot asigurat. Jepcar zero. Jebcar, pe minus, investiție. Eu am băgat mâna în buzunar, mi-am luat bilete, am luat tot ce trebuia și m-am dus pe banii mei. Că mi-am permis, asta e partea a doua, dar nu mi-am scos niciun ban din vlogurile alea. Și să vă arăt, vreți să vă arăt cât am câștigat din vlogurile alea? Un căcat. Nu știu dacă am câștigat din două vloguri cât am făcut, nu știu dacă am câștigat 70 de euro. Imaginați-vă ce cheltuială e să te duci până la Budapesta cu mașina, să plătești hotel, să masă, toate alea, plus biletele la meci. Am stat și bă, aproape de VIP. Adică am, unde am stat eu, în, la câteva rânduri, câteva locuri mai încolo era VIP-ul. Deci am stat la, la, locuri dintre cele mai bune. Adică categoria întâi, cum am luat și acum. Ce dracu mă frate, deci nu există, cine spune că uh, o fac pentru profit, da, am mai avut și parteneriate de-a lungul timpului și o să mai am. Când e parteneriat zic, da frate, e parteneriat, de acolo îmi iau bani, îmi iau cașcaval, da? Bă, dar când vezi că, că vlogul meu, cu rapid, nu conține plasament de produse, nu conține, nu are plasament de produse dă tempul, ai cum să spui că o fac pentru profit, mă. Când vezi că vlogul meu face 15-20 de euro și nu conține plasare de produse, ce-ți spuneți asta? Că e investiție, nici măcar banii pe bilet nu mi scot, mă, ești nebun? Pentru că eu nu mă duc singur. Și trebuie să plătesc biletele celor pe care îi iau cu mine și ce mai au pe acolo? Apă, sucuri, snacks-uri, că fii cere de toate. Păi nici măcar banii nu mi scot a, că vreau să-mi crească și mie comunitatea, să afle mai multă lume de mine și să se uite mai multă lume, că îmi place să, să uh, transmit publicului meu uh, ceea ce simt eu, emoțiile mele din timpul meciului și alea și să crească și canalul meu de YouTube. Asta, da, frate, păi la ce pula m-ai făcut YouTuber? Ce prost ești Vedeanu Cosmin. Uitați-vă cât de prost e Vedeanu Cosmin cu co aia. Vedeanu Cosmin a abuzat de, a de admin dă tempul la mea de prost. I-a șters mesajul lui Horia Ivanovice la CoE. Deci nu v-ați fi așteptat. Deci vedea nu Cosmin, că e prima oară când folosește adminul, uh, moderatorul. I-a șters, șters, mesajul lui băiatul la CoE, mai și zice, din greșeală. A vrut să facă și el o poză și a apăsat pe filmare coaie. Uitați-vă cât de prostie. Vedene, ai vrut să faci o poză și a apăsat pe filmare. Mă, atât de prost, mă. Că nu mai apăsa pe butoanele alea, lasă butoanele alea, coițe. Te rog eu. I-a șters, greș -a. -a șters din greșeală. Sărilie Dumitrescu zice, Atacantul Paul a presat agresiv apărarea jepcăristă, dar axul central și-a făcut treaba și a închis toate spațiile de pătrundere. Linia de părare a stat foarte sus și nu a putut fi penetrată. Din banda lui Paul a încercat să surprindă defensiva. Din banda Paul a încercat să surprindă defensiva. Mersi frumos pentru donație. Săr Ilie Dumitrescu. O să vorbim imediat și despre Paul. O să reacționăm la clipul, la live-ul cu Paul. Live pe care l-a făcut de dimineață. Noroc că mi-a trimis cineva live-ul cu eu habar aveam Eu nu-l urmăresc. I-am dat subscribe pe canalul de YouTube, dar nu-l urmăresc pe rețelele de socializare pentru că nu, nu prea urmăresc așa în general și de ce l-aș fi urmărit pe el, știi? Și mi-a trimis cineva un... Nu pot să-i dau numele. Un ciripitor mi-a trimis live-ul său am stat, l-am ascultat până la, până la sfârșit. Și am zis să-l să pun și pe, pe live-ul meu de pe NCH, ca să-l auziți cu toții și să trageți voi concluziile. Și o să-l ascultăm, și o să dau pauză, și o să completez și eu. Adică o să dau replică strict pe ce spune Paul. Vreau să se înțeleagă înainte să începem acest OTV, așa cum l-am denumit noi aici. Vreau să se înțeleagă foarte clar că eu nu mă dușmănesc cu Paul H. OH. În primul rând, cine este Paolo H? Vedeți, după nume, OH vine de la o brigadă din galeria Rapidului. Poate cea mai importantă brigadă din galeria Rapidului și am folosit condiționalul poate pentru că nu știu care este cea mai importantă brigadă din, uh, din galeria rapidului, probabil, probabil uh, OH. <coughs> Paul OH este un, uh, pe numele său, Paul Onoiu, este un, uh, imediat, citesc, mersi mult de tot, Alexandros, Paul Onoiu este un uh, membru respectat în uh, galeria rapidului, este, uh, are vârsta de 51 de ani, și automat, automat are cu 11 ani mai mult decât mine și a văzut mai multe de la Rapid la viața asta. Clar, la viața lui a văzut mai multe cu Rapid și probabil merge de mai mult timp la meciuri decât mine. Logic că are 11 ani în plus. Am înțeles că filmează galeria Rapidului de vreo 25 de ani. Un lucru minunat. Uh, și nu am nicio dușmănie cu el. Absolut niciuna. Deci, dacă credeți că mă dușmănesc omul sau că îi vreau rău sau că pula mea. Nu există așa ceva. Nu există. Doar că pe YouTube omul a făcut un abuz. Gratuit nu știu, poate mă viza omul de mult, poate, nu știu, habar n-am. O fi fost o frustrare de moment, o fi fost o... N-am, efectiv, n-am nicio explicație pentru, pentru ceea ce a făcut, de mi-a dat clipul jos, dar efectiv nu, nu știu de ce, a, de ce a făcut asta, și dar a făcut-o. Bă, vă rog eu frumos, nu-l mai înjurați pe Paul. Deci dacă aveți un pic de decență și aveți respect pentru mine, nu-l mai înjurați pe Paul, pe chat. Deci, cei care îl înjurați, înseamnă că mă înjurați pe mine, înseamnă că nu mă respectați pe mine. Dacă mă auziți, când o să mă auziți pe mine că îl înjur, atunci să îl înjurați și voi. Că, na, vezi, Doamne, vă luați după mine. Dar până atunci, vă rog să vă abțineți. Dar ascultați ce am de spus, plecați urechea la mine și nu, nu vorbiți căcaturi pe chat. Pentru că după aia e în stare să spună că, că eu v-am pus să-l înjurați. Sau alții să-i spună, uite bă, i-a pus jepcar, pe ia să te înjure, știi? Că se bagă bățul prin gard, pf, la greu, la greu. Deci nu, nu mai, Alexandros nu e băiețeală ce face el, nu e băiețeală ce-a făcut el, dar nu e băiețeală nici să-l înjuri când el nu e de față. Deci dacă el nu e de față aici, nu ai de ce să-l înjuri. Și oricum pe net degeaba înjuri, dacă vrei să-l înjuri, du-te și spune-i în față. Întâlnește-te face-to-face cu el și înjură-l dar nu aici, unde el nu este de față și unde, sau poate este de față și stă în umbră, dar nu contează. Du-te și spune în față, aia e băieție. Că și eu dacă vreau să-l înjur pe Paul, eu mă duc și spun în față. Dar n-am de ce. Nu am de ce, în primul rând, este mai mare decât mine, are 11 ani. De mai... deci ce eu respect, în primul rând, un om care este mai în vârstă? Spre deosebire de puțoia care vin din... care au format o gașcă de acolo din galerie și care nici măcar nu sunt în brigada OH Uh, Eu o gașcă mică, uh, care au probabil 18-20 de ani, și uh, iau lui apărarea și mă înjură pe mine și mă amenință cu moartea și uh, cu spitalul. Adică ei n-au uh, respect pentru, uh, pentru generația asta mea, da? pentru vârsta mea. Eu am respect pentru vârsta lui Paul. Mai ales că am înțeles că mâine e ziua lui. Da? Dacă mâine e ziua lui, îi spun de pe acum la mulți ani. Să fie sănătos. Așa că hai să, să delimităm foarte bine chestiile astea fără înjurături aiurea, pentru că băiețeala nu stă în niște înjurături spuse pe net. Da? Nu vă comportați ca cei care m-au înjurat pe mine și m-au amenințat aiurea. Așa. Uh, Alexandru zice așa. Salut Mircea, ce părere că președintele Franței Emmanuel Macron s-a căsătorit cu profesora lui din liceu? Pff, parfum parfum cu ei. Și eu m-aș fi, bine, nu căsătorit, dar aș fi vrut să am o relație cu o anumită profesoară din liceu, cu unele am și avut. Așa, în fine. Deci, haideți să, să încercăm să fim deștepți noi și să nu... Să încercăm să fim deștepți, atâta tot. Că asta este cel mai important lucru. Dacă suntem uh, civilizați, demonstrăm uh, că avem capul pe umeri. Da? Băieția nu stă în uh, în vorbe aruncate pe net. Eu sunt aici în fața voastră pe acest canal ca să uh, vă spun uh, să, să reacționez la un atac al lui Paulo H la adresa mea, chiar dacă e un atac mai delicat, așa un pic, nu este nici n-a zis ceva nasol, adică gen să mă amenințe sau, nu, 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 a fost giorno, adică m-a jignit, dar nu așa de, rău. eu vreau să punctez alte lucruri aici, nu, nu, nu neapărat jignirea în sine, nu, nu neapărat ce a spus la adresa mea, eu vreau să punctez alte lucruri, pentru că mie îmi place, știți că eu sunt cu dreptate, mie îmi place adevărul. Așa sunt eu, de când m-ați văzut pe YouTube, de când m-am apucat de mizerile astea de live-uri, mie mi-a plăcut dreptate. Mă, poate că nu mi-a ieșit întotdeauna 100% pe dreptate, poate că am mai și greșit. Pă, da, intențiile mele au fost bune întotdeauna. Uite că facem imediat 250. Bă, vă mulțumesc foarte mult pentru like -uri. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru like-urile astea nici nu aveți idee cât de mult contează pentru că cu cât suntem mai mulți, cu atât află și mai multă lume despre... Și sunt convins că va afla și Paul că probabil nu se uită la live-ul ăsta sau, sau să uită. Habar n-am nicio idee. Dar dacă apăsăm pe, pe butonul de like, intră și mai multă lume. Asta este cel mai important și uite le-am făcut. ban Așa. Ce o să facem în uh, momentele imediat următoare? O să punem live-ul lui uh, Paul, doar că o să-l punem fără imagine. Pentru că știți vorba aia, cine să frige cu ciorbă suflă și neaurt, iaurt și nu vreau să am probleme uh, probleme să-mi dea și pe canalul ăsta un strike, că e aiurea rău de tot, el poate să-mi dea dacă Adică, cine a mai dat strike, știe să facă chestia asta și se pricepe de minune și o poate face din nou. Și nu vreau să-i dau satisfacția asta și nu vreau să să, să. să pierd un live care ar trebui să rămână aici. Că eu nu șterg. Adică, n-am. S-a pus multă presiune pe mine să șterg clipul de pe CSC Esports. Am primit amenințări că dacă nu șterg clipul, sunt băgat în spital. Și nu-l șterg. Stați un pic. Deci nu am de ce să șterg niciun, niciun clip, pentru că e munca mea, e... Uh, algoritmul care mă ajută și pe mine și n-am de ce să șterg. Nu am de ce. Aș fi șters live-ul dacă, nu știu, spuneam vreo prostie foarte mare care m-ar fi putut afecta pe viitor, nu știu, ceva grav. Poate așa aș fi șters, dar mie nu mi-este rușine să lupt pentru, pentru, dreptate, pentru dreptatea pentru mine. Da? când eu știu că, că, am dreptate, eu vorbesc până la capăt și nu mă cenzurez, nu mă autocenzurez. Nu mi se pare normal. Adică eu am... Eu am ajuns aici unde am ajuns, că nu sunt așa de departe, adică nu mă văd influencerul puli, dar am ajuns datorită muncii depuse de mine până acum și să vină cineva și să, să pișe pe munca mea așa că are el chef. Nu, no, nu se poate. Nu se poate. Nici până la ora asta la care vorbim acum, Paolo H nu m-a căutat să... Să-mi spună, bă frate, îmi pare rău pentru ce ți-am făcut. Adică nu, nu vreau să-și ceară scuze, adică nu am nevoie de scuze. Te rog eu, iartă-mă, jepcare. Dă, mă doare în pulă. Nu, gen, bă, îmi pare rău pentru ce ți-am făcut. Nu mi-am dat seama că trebuia să procedez altfel. Atât. Că eu, bă, nene, eu când greșesc, bă, nu doar că spun că îmi pare rău, bă, eu îmi cer și scuze, frate. Bă, nu e rușine să-și cer scuze. În primul rând, nu este o rușine să accepti că ai greșit față de un om care nu ți-a făcut niciodată nimic. Bă, dacă eu îi puneam bețe în roate, dacă eu îl uh, trolam, dacă eu ziceam vreodată... Eu n-am vorbit în viața mea despre omul ăsta, mă, ei Bă, voi, voi vă dați seama că eu... Este prima oară când eu vorbesc despre acest om? Nu, mă refer acum, în zilele astea. Deci eu, eu nu aveam nici... Știți când am auzit de Paolo H? Am auzit... Uh... Stai să-mi aduc aminte când am auzit de Paul OH. Cred că l-am văzut pe stadion când eu eram acreditat de Clubul Rapid să să filmez. Cred că atunci l-am văzut pentru prima dată pe, pe Paul OH. Atunci l-am văzut. Mi se pare că avea și el o vestă și filma pe acolo pe, pe lângă galerie. Cred că atunci l-am văzut. Încerc eu să-mi aduc aminte și cred că atunci i-am găsit și canalul de YouTube, dar nu m-am uitat. Cred că mi-a apărut un videoclip la recomandate sau ceva de genul. Eu altfel habar n-aveam și nici nu, nici nu m-aș fi gândit vreodată să vorbesc despre această persoană. Salut ce salut chat, respect, respect. Bă, dar cine pula mea și-a retras like-urile? Mă, bă, coaie, vreți o TV sau nu vreți? Că dacă nu vreți, eu nu mai vorbesc. Deci, dacă nu apăsați pe butonul de like și nu facem cele 250 de like-uri, E ca și când mă luați la mișto, așa mă trolați. Vă iau și la mișto, ce pula, nu mai, nu mai vorbesc. Sunteți useriști, practic. Cred că sunteți niște useriști care mă luați la perpulis, așa. Așa, păi să spui la vă mă că vă ia mama drecu. Așa, bun. Bun, fiți anunțeți. Uh, deci, ca să se înțeleagă de la început, n-am nimic personal cu Paul H. Personal însemnând vreo dușmănie, vreo... oricum n-am dușmănie cu nimeni. Sunt un tip foarte detașat, m mă, știți foarte bine că nu am pușcării din astea. Mai mult de atât, eu sunt, un, eu sunt un om pacifist. Adică, bine, nu de la care promovează pacea, porumbelul, păcii și pula mea. Dar, dar dacă nu și-o caută nimeni cu mine, nu mi-o caut cu el. Simplu. Nu pot să zic că Paul și-a căutat-o cu mine, pot să zic că a făcut un abuz, un abuz infantil, cumva în notă discordantă cu vârsta pe care o are. Că dacă avea 20 de ani, înțelegeam pe undeva, dar la 50 de ani mâncați și să-i dai lui unul clipul jos doar pentru că a pus același titlu ca tine. Las-o în pula mea. Las-o în pula mea, știi? Adică e... Și bine, nu că același titlu, dar un titlu comun pe care îl folosesc zeci, sute de youtuberi și care este folosit și în presă la greu. Și tu vii și îi dai strike? Eu cred că m-a vizat. Omul m-a vizat. M-a vânat și când a prins momentul, piiu, pac, mi-a dat -o. Nu știu dacă mi-a făcut un bine sau mi-a făcut un rău, habar n-am. Bine, mi-a făcut un rău că mi-a luat vizualizările de pe clipul ăla, la care muncisem foarte mult. Nu e o tragedie, că nu e vorba de bani sau cea, dar avea aici, avea impact, aducea abonați. Abonați, nu bani, abonați. Că oricărui youtuber îi place să aibă abonați. Bun, și hai să reacționăm la clipul Hai să, să reacționăm la, la, clipul lui. Am înregistrat live-ul său fix când l-am primit. Și să vă spun și de ce. Oricum, l-am ascultat mai mult sărite așa, dar l-am ascultat. Știți de ce? Pentru că mi-era să nu-l șteargă. Mi-era să nu-l șteargă și mă gândeam, zic, bă, să vedeți că îl șterge și nu mai am la ce să reacționez. Eu mă pregătesc de dinainte, nu sunt... Sunt trecut prin din astea, știi, adică nu sunt vreun fraier. Și mă gândeam, zic, să vezi că îl șterge și după aia pula. Ok. Hai să ascultăm, vă spun, îl ascultăm fără, fără imagini, ca să nu îi dăm satisfacția. Nu poate să dea pe, pe, audio, nu poate să dea... E mai greu să dea strike, poate și pe audio, dar să chinuie ceva. Până analizează, mai ales că tocmai ce a dat un strike... Acum mai e o chestie, că dacă dă prea multe strike-uri abuzive, îi dă jos, adică îl penalizează pe YouTube-ul. Nu poate să dea strike-uri la greu, la greu, la greu și dacă le dă în mod abuziv, la un moment dat îl, îl sancționează. Și mai ales unuia ca mine, care face asta de atâta timp și YouTube-ul știe ce fac eu. Trebuie să-mi pun celelalte căști. Așa. Perfect. Hai să ascultăm ce a spus Paul. Live-ul este făcut de dimineață. Deci, Paul era la volan, probabil se ducea spre serviciu și a făcut asta. Ascultăm și o să pun pauză la un moment dat ca să pot să intervin și eu și să spun anumite lucruri, să reacționez și eu pe ce spune el. Am 8 și 10 dimineața, deci că dimineața e mintea o dimineață. Și... vezi altfel tot. Eu n-am vrut să dau clipul ăsta, dar s-au adunat prea multe mizerii în jurul meu și oamenii care, într-adevăr, apreciază ce fac, poate așteaptă o explicație. Uh, nu sunt youtuber, nu sunt vlogger. Stop! Hai că știu că acum s-aude bine, da? Stop! Trebuie să opresc. Bă, deci asta cu... Eu nu sunt youtuber, eu nu sunt vlogger, deci eu nu sunt youtuber. Deci Paul susține că el nu este youtuber. Deci el are 10.000 de abonați pe YouTube, dar nu este youtuber. El filmează uh, Galeria Rapidului din nu știu câte unghiuri, cu nu știu câte camere, la stadion, dar el nu este youtuber. El se duce acasă, descarcă materialul pe, pe canalul său de YouTube, dar nu e youtuber. El dă strike-uri, și nu doar mie. A mai dat strike-uri, a dat și lui Ovidiu video Ionescu, un băiat uh, cu care am mai vorbit și eu, care și el e tot rapidist. Uh, el a mai dat strike-uri a dat pe la vreo 10 persoane din câte am înțeles strike și oameni care făceau YouTube de ceva timp, dar el nu e YouTuber. Păi, fratele meu, de ce? Și nu înțeleg chestia asta, de ce te ferești să, să, recunoști că ești YouTuber? Că nu e ca și când faci video chat, nu faci o treabă rușinoasă. Mamă, zici că ne futem în cur noi ăștia YouTuberi, știi? Avem dragi pe noi. Nu, frate, ești YouTuber. Faci YouTube, că nu apar mereu pe YouTube tu, că nu ți-a răs fața. Ok, am înțeles, dar ești YouTuber, adică ai canal de YouTube, ești YouTuber. Ce vrei? Na. Și nu că ai o, o mie de abonați, ai 10.000. Adică nu ești de ieri da? Ai YouTuber. Ești YouTuber. Ai YouTube, canal de YouTube, ești YouTuber. Nu sunt uh, genul de care mă folosesc de rapid ca să-mi fac eu un nume. Stop! Nu, că oricum toate sunt, cam tot ce spune e cu direcție către mine, așa. Sau nu știu, poate mă simt eu. Bă, fraților, haideți să vă spun un lucru. Eu nu m-am folosit de rapid ca să-mi fac un nume. Eu aveam numele făcut de dinainte. Mai mult de atât, eu nu m-am folosit de niciun YouTuber, de niciun alt YouTuber ca să-mi fac un nume. Așa cum alți YouTuberi s-au folosit de alți YouTuberi. Eu mi-am făcut singur un nume. Așa, vai morții mei cum sunt eu, eu am crescut singur. Și eu, aproape 90% din comunitatea pe care o am, este de aici, de pe CSC Esports din ce făceam înainte cu live-urile, din clipurile pe care le făceam înainte cu fifa și din live-urile de Caterincă pe care le fac. Și 10% poate au venit de la meciurile cu rapid. Pentru că după ce a intrat la rapid în Liga 1 am zis că să mă duc și eu la meciuri să filmez să le arăt oamenilor cum se simte emoția unui suporter și unui suporter 30 plus la vremea aia aveam 37 de ani, da? Să vadă lumea cum, ce simte un suporter. Băi, și-am văzut că a prins primul clip și este mă, să mai fac. Și-am mai făcut două, trei așa și-am văzut că se duc bine și că vin abonați. Asta nu înseamnă că m-am folosit de rapid, de numele rapidului și așa mai departe. Și mai sunt și rapidist. Că dacă eram unul așa ca X-Breaker care nici acum nu știe nimeni cu cine ține, că el spune că el de fapt e cu, mai mult cu Craiova, dar îl vezi cu tricou cu rapid, cu fular cu rapid, se duce și la meciurile FCSB, el cu toți care câștigă, știi? Ceva de genul. Nu frate, eu sunt asumat rapidist. La mine nu există să mă dau pe după gardă așa. Nu, sunt rapidist, scurt. Da, mă fac ea, cioară, ăia de la Steaua, de la FCSB, mă fac cioară, nu contează. Cioară, necioară, eu sunt rapidist de mic copil fără nicio discuție. Că poate Paul este mai rapidist decât mine, normal că are 51 de ani să fie sănătos. Dar asta nu înseamnă că nu sunt și eu, adică ce dracu, nu este mai puțin rapidist sau cum? Să ascultăm în continuare. Gândiți-vă că n-ați fi la rapid, nu aveți treabă cu rapidul, vedeți un băiețaj din ăsta vreo 10 15 ani că face aceeași chestie și că merge pe drumul lui. Nu are treabă nici cu X, nici cu Y. Vrea să facă el ceva să să lase acolo în eter o particică din viața lui. Că despre asta e vorba. Faceți abstracții de rapid și de fenomenul ăsta. Nu mai lasă să vă gândiți că tot ce am făcut eu N-am făcut pentru mine, sau pentru mama, sau pentru tata, sau pentru nevastă-mea, nu Eu tot ce am făcut, am făcut pentru, în primul rând, pentru Rapidiștii din străinătate care nu au cum să ajungă pe Giulești și pe Giuleștiul vechi și pe ăsta nou, okay. am făcut-o și o fac pentru rapidiștii din țară, care la fel n-au cum să vină pe Giulești și pentru pentru uh, pentru a lăsa ceva în urmă. Perfect de acord perfect de acord cu tot ce spune Paul. Absolut de acord. Eu când am gândit să mă duc la meciuri, am vrut să arăt oamenilor cum se simte cum se simte o emoție puternică pe care o trăiește un rapidist, mai ales că revenise rapid în Liga 1. Și am observat că la vlogurile mele se uită foarte multă lume din străinătate. Și o să vă arăt și analytics -ul. Să vedeți Câtă lume mă urmărește din UK, din Spania, din Italia, din Franța, din Germania, Austria. Oameni care se uită la vlogurile mele și care sunt rapidiști. Unii sunt rapidiști și se uită la vlogurile mele și mi-au și scris că uh, unii stau până, până Austria și sunt uh, fierți. Sunt rapidiști, fierți, dar nu au posibilitatea să ajungă la meciuri. Și deci eu fac cam același lucru. Vreau să transmit... Uh, să transmit senzația pe care o are un suporter pe stadion pentru cei care, săracii, se duc la muncă de dimineață până seară în diaspora și după aia când vin acasă se uite și pe YouTube, știi? Mai văd ce-i un alta despre rapid. Da? Și nu numai. Mai sunt oameni prin țară, într-adevăr, cum spune și Paul, care nu au posibilitatea să, să vină uh, sute de kilometri la, la meciurile rapidului. Eu fac cam același lucru pe care îl face și el, doar că eu sunt mai. sunt apărut de curând, e adevărat, în pănișa asta. El este de mulți ani. Nimeni nu-i nu poate lua chestia asta și nu vreau să iau absolut deloc din merit acestui om, pentru că omul chiar face o treabă. Că nu o face pentru bani și se gândește să-și să crească comunitatea, tot, tot vrea să-și crească comunitatea, că altfel nu mai dădea strike. Și stați liniștiți că la un moment dat se gândește și la bani, că la un moment dat poate vin și banii. Ați văzut? -o zice la un moment dat. Deci, nu e nimic rău în asta. Dar asta nu înseamnă că altul nu mai poate să facă ce face el. Sau, mă rog, pe nișa asta, da, de a uh, filma uh, un meci din uh, unghiul unui suporter, da, de la stadion. Că așa, la televizor nu simți emoția. Alexandru, te pup! Mersi mult de tot! Deci, perfect de acord cu ce spune Paul. Că la vremea mea, vorbesc de acum 20-25 de ani, eu după meci, când veneam acasă, nu aveam ce să văd de la meci. Nu erau camere, nu erau aparate, era un singur fotograf, Neadi, nu știu dacă mai trăiește, Adi Cretu care făcea poze. Totul zbura mătii de drum. Stai da mă și... telefonul. Mi s-a întâmplat și mie, nu e, nu e de râs. Mă bată mama o boaie și un trafic. Stai da mă aici să Eu am gândit la un moment dat. Știți la ce m-am gândit prima oară? Când, când nu, nu mă uitam uh, și la el, știi? că se înregistra live-ul și nu mă uitam. Și am zis, bă, să vezi că am jurat pe mine. Am zis, futuz morții mă care, zic, mamă, să vezi ce subiect de OTV am diseară. Nu, 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 am jurat uh, drumul. Să revenim. Când ajungeam acasă, n aveam cum să văd ce a fost la meci. n aveam. În schimb, generațiile de acum, pac, și pe drum, dacă... E vreunul mai isteț, să mai tipaci? Oricum, stați liniștiți că show-ul începe un pic mai încolo, în vreo două minute așa. Să facă ce vrea, să pună, da, îl ascultăm pe tot. Faza e că din timpul meciului nu prea e internet acolo. Sunt uh, 10.000, 12.000, 15.000. Ascultă ce zice. De oameni care folosesc internet, plus că sunt transmisiile TV care și alea merg pe, pe internet. Bă, ce bine că a spus-o Paul Coe. <coughs> Mai țineți minte când am uh, am fost acuzat de uh, unele de la LPF? Mai țineți minte că aș fi transmis meciul în direct? Mai țineți minte faza asta? O spune Paul acum. Nu poți să transmiți meciul în direct de pe stadion. Că nu-ți permite... A? Vedeți? Cumva Paul mi-a apărare acum dar involuntar. Și atunci Lucian Ionescu, de la Rapid, din cadrul conducerii Rapidului, ofițerul de presă, a susținut minciuna celor de la LPF care au spus că eu transmiteam meciul în direct cu aparatură profesională. Paul a tocmai ce a confirmat că nu se poate, știe și el că e YouTuber îi place să, să recunoască sau nu, dar e youtuber. Deci, nu se poate transmite meciul în direct. Decât dacă te conectezi la o sursă de internet prin cablu, Bă, ori eu eram cu o cameră după mine și cu un telefon. Să în serioși. Nu există așa ceva. Mergem mai departe. Păi de n-ai cum să faci din stadion să dai pe net. Asta una la mână. A doua la mână, uh, faza cu editatul. E, e, mai ușor să mergi acasă, să descarci, să editezi. Problema e că timpul nu ți permite. Dacă ai servici cum sunt eu, nu ai timp, pur și simplu. Hai să nu intru în detalii, să nu divaghez, nu. Eu am făcut și fac clipul ăsta, videoclip, ce-o fi el. Pentru ăștia care apreciază ce, ce, ce fac eu și ce am făcut atâția ani de zi. Și repet, nu sunt vlogger, nu sunt youtuber, n-am nici nu știu algoritmul la YouTube. Nu mai zic că pe Facebook că mi s-au închis până acum două pagini. Fiți atenți, fiți atenți. Aia derulez aia. derulez eu... un pic la început. Derulez un pic. Nu, nu știu algoritmul la YouTube. Te țineți minte ce a spus aici? La minutul 447 nici nu știu algoritmul la YouTube. Mă algoritmul youtube Să mai faceți abstracție că mai face toate niște greșeli gramaticale, nu contează, că nu, nu ne uităm la, la asta acum și nu analizăm pe text. Dar țineți minte ce a spus, că el nu cunoaște algoritmul la YouTube, da? Pentru că mai târziu o scaldă, ia să vedeți. Ajungem și acolo. Nu mai zic că pe Facebook că exact. mi s-au închis până acum două... Exact, nu știe algoritmul la YouTube, dar știe să dea strike. Deci a fost aia în 2018, da, care nimeni nu recunoaște cine a închis-o, avea 10.000 de like-uri. Asta care a fost spartă și furată anul trecut, la fel, avea vreo 12.000. Și automat sunt 22 Dani, de mii like De like-uri Da, și Astea adunate poate îmi dădeau mai mult uh... Cum să zicem, mă, mă găseau mai repede Alți. Dar chiar și nu mă interesează E gen uh, algoritm, așa E bine, stai că mai avem și mai încolo N-am, uh, Nu fac No. activitatea asta a mea nu o fac pentru internet pentru like-uri, pentru nu știu nu no, nu no, o fac pentru internet deci nu o fac pentru internet eu o fac pentru mine așa dau o pun pe internet nu mă, nu, nu, nu nu o fac mă pentru like nu că nu, like nu fac parte din algoritm nu e ca și când știe toată lumea. Bă, și când ai 10.000 de abonați, lasă-o pula mea cu aia, că știi și tu cum funcționează like-urile alea și la ce ajută. N-ai cum să nu știi asta, nu poți să-mi vii să-mi spui, mă, ai o vârstă, mă, lasă-o, dracu, mă, Paul. Ai o vârstă, nu, pe mine nu poți să mă păcălești. Ei, păcălești poate pe păi, ai tăi, adică, na, le vinzi ce vrei alora care se uită la tine. Dar pe mine nu poți să mă păcălești, eu știu. Repet, nu ești de ieri pe YouTube, da? Că nu aveai cum să strângi atâtea abonați dacă erai uh, uh, de puțin timp. Deci, știi și tu. Da? Și stai că zice și mai încolo, ia să-l să ascultați. Deci, da, asta e, așa, ca să vedeti cum stă treaba. Știe. Știe. Pentru. Nu fac semă uh, să cresc în uh, like-uri, în uh, aprecieri, în. Uh, nu. Pentru mine și dacă mulțumesc 50 de oameni, mă, 50 de oameni, dacă le, le, plac ceea ce fac, eu sunt mega mulțumit. Asta vreau să înțeleagă toată lumea. Nu, și nu mă afișez, nu-mi place să mă afișez, nu-mi nu place să mă bag în seamă, să... Dacă fac un clip an sau două chestii pe an unde mi se vede Muianu, e... Bă, bă frate, mie îmi place să mă afișez și să mi se vadă Muianu ca să-l citesc pe Paul. Că fața mea e una plăcută de multă lume. Și nici Paul nu e vreun urât așa, bine nu ca și eu vreun frumos, frumosul pizdi, dar mie mi îmi place să mă afișez. Și îmi place să primez like-uri, îmi place să fiu, nu doar pentru algoritm, ci și pentru a simțit eu că munca mea nu a fost în zadar. Înainte să devin un youtuber profesionist, eram un pielea puli așa. Și acum sunt un pielea puli. dar m-am mai crescut așa un pic. Nu, înainte eram pielea de păcoaie. acum sunt pielea puli. Am mai evoluat. Păi, frate, eu meditam singur, singur videoclipurile. Acum am un băiat care, pe care îl plătesc ca să mediteze. Dar înainte îmi editam eu singur. Vă aduceți aminte ce uh, clipuri făceam de la mormântul lui Ceaușescu, de la uh, Catedrala Mântuirii Neamului? La, alea toate erau editate de mine. Totul era munca mea 100%. Și normal că îmi plăcea să, să cresc în abonați, în like-uri, în astea, că simțeam că fac o treabă bună și continuam. Deci nu e... Pă bune acum. E mult. Că nu-mi place să mă, să mă expun, să Eu tot pe ăsta, face... Bă, face clip să-l vadă lumea. Pe mine mă vede lumea acolo, pe, pe, lângă gazon. E destul, înțelegi? Și faza asta care s-a întâmplat acum cu ce nu s-a văzut la TV, ajungem unde trebuie. Trebuie, trebuie să, să încep cu începutul. În 2018, nu știu, eram încă pe nu, nu, nu se, nu, se, nu demolase. Și căutam un titlu de, de material în ideea care, când se ia transmisia TV, când se închide totul de la televizor, lumea de acasă, rapidii și de acasă, nu mai știu ce se întâmplă acolo pe stadion. Și eu, dacă toți sunt acolo și filmez, -ai zis, bă, cum se zi la clipul ăsta, după meci, atmosfera după fluierul final. Și asta și m-am gândit și m-am gândit și m-am gândit. dracu s-a gândit că. E un, o propoziție folosită foarte des în presă, dar nici nu m-a interesat. Că până la urmă eu, cum zic ăștia, uh, nu pot să-l zic dușmani, hateri ăștia care n-au loc de mine. Că domne, toată lumea folosește ce nu s-a văzut la TV. Ok! Adică eu, vezi doamne, eu eram haterul. Eram unul dintre hateri. Probabil la direcția e către mine, dar fiți atenți ce zice. Am fost și am cumpărat marca asta. Cum? Deci, țineți minte ce a scris, ce a, ce a, spus, nu că a și scris, o să vă arăt. Am fost și am cumpărat marca asta. Deci el susține că a fost și a cumpărat marca ce nu s-a văzut la TV. A cumpărat marca. Mă rog, a registrat-o, da? De deci ce l-a fost și a înregistrat marca ce nu s-a văzut la TV? Dar stați să vedeți că acum o... Stai că de fapt nu e așa. Ia fiți atenți. E marca înregistrată ce nu s-a văzut la TV. E marca înregistrată. Cumpărat -o. A cumpărat-o. A cumpărat-o. Încă n-au ieșit actele, dar... Uh, ce... Încă n-au ieșit actele, deci a gândit-o el, a stat el așa să, să vadă, bă, cum o dreg acum că jebcar, prostul ăla de jebcar, a arătat în clipul lui că nu există marca înregistrată. Că na, așa sunt eu, mie îmi place cu dreptatea, cu adevărul, cu astea. Și am arătat exact în clip că nu există marca înregistrată ce nu s-a văzut la TV. Dar el ca să, să scoată, a băgat vrăjeala asta, că domne, eu am fost și am înregistrat marca, dar nu au ieșit încă actele. Păi deci marca nu e înregistrată. Păi, dacă nu au ieșit actele, nu există marca. Și atunci cu ce drept mi-ai mie clipul jos? Dacă tu n-ai marca. Dar asta e vrăjeală. Vă spune fratele vostru. Băi, eu am dreptul să, să cred ce vreau e un live uh, uh, subiectiv din partea mea, da? Și am dreptul să cred ce vreau. Am mai văzut și o vrăjală, am... Na, și eu în cartier, așa, știu și eu ce e vrăjală. Și dacă el are cu 11 ani mai mult decât mine, poate are și mai multă vrăjală decât mine. Da, asta nu înseamnă că eu o halesc. Da? Uite, dacă vrea să mă... Dacă vrea să mă contrazică, să arate actele pe care le-a depus la OSIM. Apropo, vezi că nu e nevoie să te mai duci până la OSIM să... În ziua de azi, în 2024, cum spune el, că suntem în 2024, care... nu mai e nevoie să te duci la OSIM. O poți face online. Ba mai mult, poți să plătești o firmă, că eu știu ce înseamnă să înregistrezi la OSIM. Poți să plătești o firmă care face ea totul pentru tine, tu nu trebuie decât să semnezi atât. Deci tu îi dai uh, marca, îi dai logo firmei respective, o firmă intermediar. Plătești serviciile de intermediere și tu nu mai trebuie să faci absolut nimic. Și la sfârșit, dacă ți acceptă dosarul cei de la OSIM, că vezi că nu ți acceptă orice, că și asta e o chestie, n-ai cum să te duci să înregistrezi o propoziție ce nu s-a văzut la TV. Tu trebuie să vii cu un produs original pe care să îl înregistrezi și care să fie marca ta. Bă, poate că omul, zic eu așa, printr-o reducere la absurd, poate că omul chiar l-a înregistrat. Zic așa, dar nu, nu că a înregistrat, a încercat să registreze. dar nu a înregistrat. Și dacă nu a înregistrat, înseamnă că marca nu e la el. Nu mă interesează ce a vrut el, că ce a înregistrat. Asta să vă arăt acum că, bă, așa îmi place mie, frate, mie îmi place să... Uh, să fiu uh... Îmi place să fiu corect așa Și uite vă arăt imediat Păi nu suntem noi corecți Ia stați fratele meu să vedem Cum stă treaba în cartier Fiți atenți aici Vă arată fratele vostru acum? Știți că mie așa îmi place Fiți atenți aici Îmi dă Paulo H clipul jos acum trei zile. În secunda 2, eu îi trimit, trimit, mail. Ia uitați-vă. Fii atenți I-am trimis omului mail și i-am spus așa, salut, pot să știu și eu pentru ce anume ai cerut copyright strike și cu ce drept? Mersi. Vedeți, nu l-am înjurat, nu l-am jignit, nu l-am în niciun fel, da? Și el zice așa, salut Mircea, ce nu s-a văzut la TV e marcă înregistrată de mine la OSIM. Nu vreau să intru în detalii, îmi retrag plângerea dacă schimb numele vlogului. O zi bună. Ce? Poftim? Ce ai făcut? Bă, și acum eu prost așa... Mă, eu chiar am halit-o, frate. Bă, eu am halit -o. Eram și abia trezit din somn că vedeți, uh, vedeți voi, mailul a fost primit la ora 5.43 am, adică din 5.43 dimineața a trimis omul mail, că eu i-am scris la 8.30 jumate seara și el mi-a răspuns la 5.43 dimineața, a doua zi. E, eu când m-am trezit, era ora 9 dimineața, frate. Eram, avea, abia trezit din somn, vai morții mei, eram. Bă, primul lucru pe care l-am făcut, m-am uitat pe Osim sim, Că eu chiar am crezut. Așa cum cred și cei care îl urmăresc oamenii ăștia chiar îl cred sunt unii săracii care sunt mai slab de îngeri așa și iau de bună tot ce spune Paul dacă Paul spune că s-a întâlnit cu mine și aveam un coi în frunte eu înseamnă chiar îl aveam, nu pentru oamenii ăia serios deci eu am căutat să văd, bă a înregistrat omul la OSIM și sunt eu prea tâmpit că zic, bă dacă a înregistrat n-ai ce să faci, bă dar chiar și dacă înregistra. Băi, era greu, mă, să intri pe mine pe Instagram, că sunt persoană publică, era foarte simplu să dai de mine. Păi și să-mi scrii, bă, care. schimbă, mă, și tu titlul ăla, să mă arăt, că, uite, ai același titlu ca mine, pula mea. unde era să știu? Și stați să vedeți că mai încolo îmi dă dreptate uh, cu ceea ce spun acum. Și eu am zis, ok, după ce am verificat... La Osim, ok, e clar că o dai într-un penibil de neimaginar. Vrei să-ți faci reclamă pe spatele meu, fiindcă știi că scandalul vinde, bine, atunci hai să ne distrăm. Logic, nu? Eu așa am interpretat că vrea să-și facă reclamă pe spatele meu. Și am tot dreptul să spun asta. Din moment ce el nu m-a somat. Ați văzut că și poliția când... Uh, 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 fugi de poliție, poliția te somează, zice, ridică mâinile și dacă nu ridici mâinile și așa strage trage la picioare, să face ceva, adică bă, nu tragi înainte să somezi, trebuie să existe o somație. Cum e și o amendă, îți vine o somație înainte, adică sau când te dă la în judecată, îți vine o somație, adică bă, nu, nu faci un rău până nu-l anunți pom. Anunță-mă înainte că o rezolvăm. Bă, dacă mă anunța, bă, vă jur că nu era nicio problemă. Nu mai ajungeam aici. Ce credeți că eu sunt tâmpit să mă pun împotriva unuia din brigada OH din, din galeria rapidului? Adică chiar așa să fac scandal cu, cu rapidiști de-ai mei? Niciodată n-aș fi făcut asta, frate. Bă, dar nu era vorba de, de uh, Paul. Dacă era Ovidiu Ionescu, de exemplu, care era un băiat super liniștit. Sau dacă era, nu știu, pula mea, ăia de la uh, voluntariat rapid. Îi știți pe, pe oamenii de la voluntariat rapid? Uite, chiar vi recomand. Sunt foarte șmecheri oamenii. Deci, uite, dacă vreți odată să. Uh, dacă vreți odată să. vedeți ceva frumos, voluntariat. Ăștia care sunteți rapidiști, Voluntariat rapid. Vă recomand acest canal. La modul cel mai serios, fără nicio vrăjală, fără nimic. Deci, ăștia sunt niște oameni extraordinari. Uite, bărbosul ăsta. Cu e bărbosul ăsta. Băi, un băiat de nota 20, coe. Deci dacă vreți să vă uitați la niște clipuri super mișto și uite, văd că au început să crească oamenii. Bă, deci vi recomand pe Voluntaria Rapid. Nu sunt uh, abonat la ei de pe contul NCH, că pe CSC sunt abonat la ei. Dar uite, le dau și de pe NCH. Bă, deci oamenii sunt super mișto. Deci bărbosul ăsta așa cu față de userist, are față de userist dar nu mai, nu mai pot să mi-o spui. Bărbosul ăsta, băiat de nota 20. Super, super băiat și toată toată gruparea lor de voluntari e super mișto. Bă, dacă îmi spunea Nicos ăsta, așa-l cheamă, dacă îmi spunea Nicos, bă, Jepcare, te rog eu, uite, am și eu un titlu, rapid 4x4, 4. uite, de exemplu, după ce i-am bătut pe steaua, puteam spune și eu 4x4, da? Și vedea Nicos. Bă, Jepcare, Nikos îmi scria direct și îmi zicea, bă, Jepcare, te rog, eu, uite, am pus și noi, am făcut și noi un clip ca să avem și noi rici și pune și tu, te rog, alt titlu, că ai pus titlu ca noi și noi l-am pus primii, gen, știi? Dar cred că nici nu și-ar fi permis săracul, că e un băiat super journal. Bă, ce mă, în secunda 2 îl schimbăm, aici nebun? Nu stăteam la discuții. Scriam altceva, scriam 4-4 la 0, nu știu, orice. nu luam titlul omului. Dar în niciun caz nu mi dădea strike, știi, sau o chestie de genul ăsta. Bun. Hai să ascultăm în continuare ce a spus... Paul. <coughs> Ca să vedem exact cum stă treaba. ...a ajuns la Osim. Și o să merg până în pânzele albule cu marca asta, ce nu s-a văzut la TV. Bă, sincer, eu cred că omul trăiește într-o... în realitatea lui, are filmul lui. Asta cu ce nu s-a văzut la TV. O chestie pe care o au toți o grămadă de youtuberi. Și o să vă arăt imediat. De ce cred eu că am fost vizat în mod special? Pentru că dacă ne uităm ia fiți atenți. Dacă ne uităm la ce nu s-a văzut la TV, acum eu apar primul, vedeți? Bine, e normal că sunt abonat la canalul meu eu, știi? După aia apare Paul H, că m-am uitat eu la el, deci e algoritmul, știți? După care ăsta apare în mod normal. Dacă vă uitați pe YouTube și vă uitați de, de pe incognito, ăsta va apare primul, care are 131.000 de vizualizări. Ce nu s-a văzut la TV? Buhnici. Păi bine mă, Paul, păi dacă n-aveai nimic cu mine și nu te gândeai că sunt concurentul tău și țineai atât de mult la marca ta, de ce nu e domnul Bucnici strike? Tăi mă lui Bucnici. Hă? Lasă-i pe hot news. Că și ăștia au, ia uite, cu ghiță, patronul RTV, slobos. Dă-i mă tatălui lui Bucnici, Că uite, ți-a folosit marca. Pe care ai înregistrat-o la Osim, dar n-au ieșit actele. De ce nu-i dai lui Bucnici? Pula mea! crești și pe spatele lui Buhnici că bă, la sigur o să zică că i-ai dat uh, strike că o să apară acolo uh, videoclip dat jos de uh, sau e proprietatea lui Paolo Noiu și crești te-ai găsit fix lui care să-i dai strike eee mai vizat, logic te-ai gândit și acum bineînțeles că cine se uită la clipurile mele și îmi dă mie subscribe. Primești o recomandare și de la Paul. Algoritmul. Nu știu, domne, ce e algoritmul nu, nu știu. Ai mă, ce dreacu, mă, că nu suntem fraieri, mă, la sompula mea. Cu pușcării de astea că le știm și noi dracu. Omul -a, omul m-a vizat clar. Și o să vedeți că mai departe chiar îmi dă dreptate. O să vedeți, fără să vreau omul, știi? Și la un moment dat îmi dă dreptate și spune pe față că ajungem acolo. Dar, repet, de ce nu-i dai lui Buhnici? Și mai sunt ce nu s-a văzut la TV. De la Hot News. Liviu Vârciu. Dă-i Liviu Vârciu, ia uite-l. De ce nu-i dai mă Liviu Vârciu? Liviu Vârciu. Ce nu s-a văzut la TV? Dă-le mă, o strău că ăștia mai mari, mă, te-ai oprit la mine. Hai mă, ce drept. Ia uite-l. A nu asta. Nu asta. Stai că mai era și X-breaker pe aici. Deci era și X-breaker la un moment dat. Ce nu s-a văzut la TV? Stai așa. Ia Ce nu s-a văzut la TV? X-breaker. Nu odată. De două ori, de trei ori. Dar pe asta nu l-ai văzut, mă, Paul? Pe X-breaker ăsta? Nu. No. Sau cumva ai încercat să-i dai și lui strike, dar n-ai putut care are contract cu Superbet și din punct de vedere legal e un pic mai greu care și mulți subscriberi. Ia vezi. 4. Ia uite. 5. Păi cum facem, băi, uh, Paul, că ia uite, ia uite câte clipuri are X-Breaker. Eu l-am întrebat pe X-Breaker. Bă, ai primit vreo cer de strike? Nu, am primit, mă, frate. Eee, ai avut ceva cu mine. Ai avut ceva cu mine, frate? Bă, nu ți-a plăcut ție, muianul meu, ca să te citez cu muianul. Băi, nu ți-a plăcut ție, fratele meu. Ia dă-i și nu lui... cu mătru X-Breaker. Mamă, l-am sunat pe X-Breaker imediat după aia și l-am întrebat, bă, ai primit vreo cerere de strike? Că am văzut că are o grămadă cu ce nu s-a văzut toate. Nu am primit, mă, frate, nimic. Mă lua ăsta. Ce ai, mă, ești nebun, de care, ți-ai luat-o brăila. Știi? La modul ăsta. Bun, hai să ne întoarcem la ce spune uh, Paul. nu e chiar așa, frate, nu putem să Stai că n-am știut, stai că nu știam ce algoritmul, stai că nu știam. Nu Nu am născut și noi ierbă, pis, dar mă se da, de treabă. Ia. Iar uh, scandal. Eu Scandal e când ai două, două părți. Eu nu sunt în scandal cu nimeni. Eu, eu, nu concurez cu nimeni. Eu concurez cu mine. Asta una la mână. Ce am făcut acum pe arena națională, să mă ierte Dumnezeu. Zic unii că, domne, e ușor să pui câteva camere și să... Mamă, ce îmi place partea asta. Fiți atenți, partea asta o iubesc. Aici o să, o să comentăm super mișto, fiți atenți. Să filmez de mai multe unghiuri. Păi de ce nu faceți mă și voi treaba asta? Da? Da mă, veni și voi și puneți 8 camere, 9 camere. Păi numai ca să urci sus la, la Cucuricul, la Inelul 3, da? Îți ia, nu știu, cred că vreo 10 minute. Stop! Bă, îmi place, îmi place că am ajuns la partea asta, E una dintre părțile mele preferate din acest material video pe care îl, îl ascultăm doar, îl primim audio. Păi, spune-le Paul, te rog oamenilor, că tu ești privilegiat ca să poți să urci niște camere, să pui niște camere și să filmezi din unghiurile alea. Că spui, ia du-te mă și fă și tu asta, păi eu n-am cum să fac asta. Că eu nu am aprobare, eu nu, nu pot să, nu sunt înțeles cu, cu nimeni și n-am aprobare să fac, să pun camerele alea. Adică nu sunt privilegiat. Am fost cândva privilegiat că așa am intrat pe pe teren de, de câteva ori la, la anumite meciuri cu acordul conducerii rapidului. Dar eu știu foarte bine ce înseamnă să fii privilegiat. Și nu mă feresc de asta, nu m-am ferit niciodată. Și am fost privilegiat atunci pe munca mea, frate, că le-a plăcut o sora din, de la rapid de mine. Nu am ajuns acolo pe pile, nu am ajuns pe... Uh, Întreabă-l pe Lucian Ionescu, care nu mi-e prieten nu în niciun caz. întreabă cum am ajuns eu la el în birou. Nu am avut nicio pilă. Ești nebun? Nimic. Nimic. Zero. Uh, el îmi zice mie că de ce nu mă duc eu să pun... că eu am zis că nu e mare lucru să te duci să pui niște camere. Bă, nu m-am referit chiar așa. M-am referit că poți să ai 7-8 camere din diferite unghiuri ale stadionului și să filmez cu ele și apoi să să descarci și să pui pe YouTube. Asta, da, poate să facă orice YouTuber care are 7-8 camere. Păi știi câte camere am eu? Vreo 8. Sau câte avem răzvan? 6. Câte, avem, câte camere avem noi? În fine și mai au și mai cumpăr două și fac opt. Deci pot să fac și asta. Dar nu am voi. O ai voie. Ia du-te și fă chestia asta la uh, Portugalia-Cehia, de la Euro24. Ia să vedem. Poți să faci? Poți să faci asta la Portugalia-Cehia? Nu poți. Nu poți. În primul rând, n-ai voie să baci cameră. Hai ca să spunem pentru toți uh, oamenii ăștia de pe live, nu ai voie să introduci o cameră pe stadion, să intri cu o cameră de filmat, decât dacă ai acreditare, media, sau dacă ești înțeles cu cineva de până în club. Deci nu poți să bagi o cameră, numai mai zic 8, 7, 8, câte o avea Paul. Hai să spunem pe față, că mie așa mi așa îmi place, frate. Eu sunt trecut până, până în astea și știu. Adică, fratele meu, Nimeni nu-ți nu ia din merite, apreciezi ceea ce faci, ba, ți-am dat și subscribe. Dar uh, hai să păstrăm totuși o limită a adevărului, da? Adică să avem, să ieșim totuși cu adevărul în față. Tu ești privilegiat. Bravo ție! Înseamnă că munca ta îți este apreciată și respectată. Mă bucur pentru asta. Dar du-te și fă asta la Euro 2024. Că uite, eu... M-am băgat mâna în buzunar și m-am dus și mi-am luat bilete la, la două meciuri de la... Am făcut investiție de 4.000 și ceva de euro ca să mă duc să filmez, să pun pe, pe canalul meu de YouTube. De o să zici că îmi fac uh, nume pe spatele lui Ronaldo. Da, nu e prima oară când fac asta, adică eu am mai făcut. Deci, nu m-a sponsorizat nimeni, nu am niciun parteneriat, nu mă duc pe cheltuiala mea. Dar chiar și așa nu pot să bag 7-8 camere. Mă duc cu pișatul ăsta de telefon. Vezi că filmează bine și telefonul ăsta, da, dar nu, e, nu se compară cu ce aparatură ai tu ca să faci treaba aia. Și vezi că eu ți-am văzut și camerele. Sau, mă rog, una sau două dintre ele, ți le-am văzut. Una era și la masa presei, lângă camera de filmat a, a celor de la Digi, care preiau semnalul și îl transmit mai departe. Că, na. Deci, eu ți-am văzut o cameră, agățat acolo și cred că atunci am aflat de tine. Da, uite, nu știam de unde să te iau. Și cred că aia este camera ta. Una dintre ele. Adică nu, nu îmi spune că nu-și punea cineva o cameră înfiptă acolo lângă camera de filmat oficială și uh, știi? Că eu am văzut-o cu ochii și poate să confirme și veverița care este la noi pe chat. Că el stă uh, la meciuri chiar în zona aia de, cu masa presei, Că și eu stau că tot cam în zona aia, la tribuna întâi. Să spunem adevărul acum, dacă toți suntem la adevăr, cum zice Hagi. Deci, du-te la... Uh, du-te pe uh, stadionul lui, uh, ăștia, lui RB Leipzig, Leipzig. Și filmează de acolo, de la meciul Portugalia-Cehia. Să vedem dacă poți să bagi o cameră, nu șapte o cameră. Că n-ai voie. A, te duci cu mai multe telefoane și poți să filmezi din mai multe unghiuri. Ce nu s-a văzut la TV? Seria ta. Și-a lui X-Breaker și-a lui Buhni și-a lui pula mea. Și mai nou și-a lui Jepcar. Dar spunem pe nume. Lucrurilor pe nume. Că nu e chiar așa. Deci pot să fac și eu ce faci tu. Și nu o spun așa la mișto. Eu chiar pot să fac ceea ce faci tu am camere, însă știi de ce nu o fac? Că nu este nișa mea, îți apreciez munca, îți apreciez, apreciez tot ceea ce faci pentru Galeria Rapidului și nu mă bag pe o nișă pe care nici nu o stăpânesc atât de bine. Nu am ce să caut eu pe felia ta. Ce să caut eu pe fratele meu pe felia ta? E felia ta, eu nu vin la peluză. Mă vezi pe mine să vin la peluză să filmez de acolo? Niciodată. Ce să caut eu acolo? Și am cerut o dată voie lui Liviu. Țin minte că m-am întâlnit cu el. Uh, uh, juca să cu Rapid, era FCSB gazdă. Și m-am întâlnit cu el pe acolo pe unde se intra la, pe la capătul 104. Și l-am întrebat, băi Liviu, poți să filmezi și eu? Dacă e să fac și eu un vlog să vin să... Da, mă frate, sigur. Liviu e băiat super dulce. N -a, n -a, e, e greu să te refuze. Și dacă, și dacă te refuze el poate dacă nu te refuză el, poate te refuză alții din galerie, din brigăzi, dar el niciodată nu zice nu. Că am mai vorbit și eu cu lumea și toată lumea, cu toată lumea cu care am vorbit despre uh, Bocciu, Liviu Bocciu, supranumit Bocciu, că el este Liviu Ungurean, toată lumea mi-a spus același lucru. Bă, vorbește cu, cu, cu ăsta, cu Liviu, că e super John. ce să... Și așa este. Bă, de fiecare dată când i-am scris pe, pe Messenger, nu i-am scris de multe ori, dar de fiecare dată când i-am scris, mi-a răspuns. Și nici măcar nu mă are la prieten. Și tot mi-a răspuns cu ei. Pula mea. Cum și eu i-aș fi răspuns lui uh, Paul Ohaș dacă îmi scria. Imediat îi răspundeam. Mă rog, imediat. Pula mea, îi răspundeam. Eu poate. eram la volan sau poate. Da? Să continuăm. Dar ca să urci. 10 minute, nu-ți mai zic de uh, oboseala care se adună peste zi și când vezi cările alea, zici că nu se mai termină. Eu ce zic acum, vorbesc uh, pentru oamenii de vârsta mea. La Stați un pic, stați un pic. Așa. 51 de ani nu mai ești ca la 30. De acord. Adică corpul la un moment dat începe să te lase. Ok. Să oboseală, în fine. Că pun camere, ok. Și de ce nu faceți mă și voi treaba asta? Că mulți acuză că... <coughs> Domne că galeria, că nu știu ce, nu frate? <coughs> Eu da, într-adevăr, vin în galerie. Că tot ce fac. Văd prin ochiul rapidistului, văd prin cineva care. Total de acord. Văd galerie și cunoaște fenomenul. Absolut de acord. Da, nu vii tu și spui acum că și, și eu pot să. și eu pot să vin în galerie și tot ce. Deci, sunt perfect de acord cu ce spune. Dar și nu doar eu aș putea să fac ce face Paul, poate să facă multă lume, dar asta nu înseamnă că iau din merite și că spun că nu este. cum e și Buțan. Pe Buțan, păi bă, Paul, fii atent aici, ca să înțelegi că nu am nimic cu ceea ce faci tu cu contentul tău. Buțan, Tudor Buțan, a copiat nu numai titluri de afară, de la youtuber de afară și le-a uh, le adus uh, în România, le-a făcut ca și când ar fi originale, dar a copiat și content de la youtuber mari de afară. Și acum Tudor Buțan are 300 ceva de mii de abonați. Dar poți să iei din muncă? Că muncește băiatul la să-mi pula, face o grămadă de content. Nu poți să iei din muncă, nu poți să iei din merite. Ce dacă a copiat de afară? A copiat de afară, pula mea, că na. Eu de ce să-ți copiez ție munca? de ce să scopiezi -ți o ție, bă... Știi că ai crezut că ți-am copiat titlul. Băi, Iurea, habar n-aveam de titlul tău, ești nebun. Cine te oprește, mă, să aici, Cine te-a oprit pe tine vreodată să vin galerie? Sau galeria o... Băieți, băieți, nu m-a oprit nimeni. Da? Nu m-a oprit nimeni. Așa este, are dreptate. Păi, Dar n-am vrut eu. Când vreodată mai ajunge unul, un rapidist, lângă tobe? Da? du-te mă, hai să luăm pe unul, uite, ia pe Vasilescu, ia vină mă încoace. Nu se ia nimeni pe nimeni, lângă tobe, pentru că acolo e, e chestie de galerie. Acolo Corect. oricine. Corect. Despre asta e vorba. Aici are dreptate. Bă, când are dreptate, nimeni, trebuie să-i dau dreptate. Nimeni nu o să mai ajungă, cel puțin în viața asta, la nivelul meu aici a, să umfle el un pic, dar are dreptate. Are dreptate, ce spune. Acum exagerează, nimeni nu o să mai ajungă. Se transmite din generație în generație asta. Da, într-adevăr, acolo e o tradiție. Dacă nu sunteți, dacă nu aveți legătură cu fenomenul de galerie, și nu mă refer doar la galeria rapidistă, sunt și celelalte galerii. PCH, Nordul, Sudul, Nordul FCSB, Sudul Steaua. Adică sunt, sunt Oameni care uh, fac parte din. Oia uh, care ies în fața acolo, care sunt în, în prima linie din galerie. Există o tradiție, există o ierarhie. Într-adevăr, uh, ca să ajungi, cum spune Paul, la Tobe sau lângă uh, omul de la Tobe, trebuie să treci pe niște filtre. Îți trebuie niște ani ca să ajungi în fața. Are dreptate. Deci nu e. nu o spune uh, aiurea. Dar vreau să vă spun o chestie. Apropo de asta, am vorbit și eu cu cineva, atenție, nu dau nume, cineva din OH, cineva apropiat liderului nostru de galerie, adică apropiat lui Liviu Bocciu, cineva din galerie, unul greu, greu, uh, mi-a scris... Eu habar n-aveam e m-a căutat pe Instagram omul și mi-a scris că el se uită împreună cu băiețelul lui la clipurile mele și că nu este corect cum a procedat Paul și că nu se face așa. Deci, încă o dată, unul greu de tot, care este în OH, apropiat lui Liviu Ungurean, care mi-a validat munca. Eu m-am simțit foarte bine atunci când, când omul m-a căutat. M-a căutat el pe mine, nu eu pe. eu n-am căutat pe nimeni. Fraților, eu nu am brigadă, eu nu am relații în galerie, n-am pe nimeni. Eu sunt pielea pulicoaie. Eu stau la tribună întâi, mă duc cu copilul la meci și mă bucur de meci. Și filmez ca să arăt și oamenilor cum se simte din stadion de acolo. Eu n-am pe nimeni în galerie. Și m-am întâlnit cu oameni din galerie care mi-au dat cu respect, niciodată, niciodată cineva din galerie n-a venit să-mi spună, bă, jebcar, ești de căcat rău de tot cu aia, dă te morți, măti, niciodată. În trei ani de zile de când fac vlogurile astea uh, cu rapid, niciodată n-a venit cineva să-mi spună, dă te morți, tăi, jebcare, bă, ea nu mai face, bă, tu vloguri, cine morți, tăi, ești tu, bă, căcatule. Și mi-aduc aminte când eram și eu privilegiat și eram acreditat de Clubul Rapid, aveam vestea aia pe mine, m-am dus cu camera, eu neexperimentat în treaba asta, neexperimentat în chestia asta cu galeria, cu filmatul galeriei și așa mai departe, și am trecut cu camera de câteva ore pe acolo, Bum, eu m-am dus direct în fața lor cu aia. Mie nu mi-a fost frică de ei. De... Și știți ce oameni periculos sunt la noi în galerie? Că nu sunt niște din aia... Știi, adică mai ales aia din primele rânduri de acolo, nu e bine să-ți o tragi cu oamenii aia, că ea sunt șmecheri. Deci ea chiar sunt șmecheri, ea sunt pe pumnul lor, sunt, au optit -a mai brigățile. alea. Bă, frate, și-am trecut pe acolo așa între pân ei, adică eram la nivelul gazonului, da? Și filmam, și să uitau oamenii la mine și nu știu ce. Bă, cred că prima oară să uitau la mine că nu știau de unde să mă ia. Era prima dată, era pentru prima dată. Eu vă dați seama, n-am avut niciodată ocazia. Eu ca suporter în primul rând, eu am fost în galerie de mai multe ori când eram puștan. Mă duceam în galerie, dar eu mă duceam din galerie pula mea, stăteam acolo, în, în tribună, în peluză. Deci nu stăteam, nu stăteam acolo în inima galeriei, știi? Și n-am avut niciodată ocazia să văd galeria decât de sus. Știi? Galeria. Ăștia, pe toboșari, pe ăștia cu steaguri, nu-i vedeam decât de sus. Niciodată nu am văzut de acolo. Și mi s-a părut o experiență wow. Deci când m-am dus prima oară pe gazon pe Giulești și am văzut păia cu steaguri și ăia care sunt din brigăzi și stau în fața acolo... Legiune Chitila, OH, bă, am rămas super impresionat cu ea. Bă, deci am avut o emoție puternică. Adică s-a văzut într-un anumit fel și am început să-i filmez așa. Bă, oamenii nu... Deci fiți atenți. M-am plimbat de câteva ori, nu mi-a zis nimeni nimic. Nu știau oamenii de unde să mă ia. Nu că vezi, doamne, ele era frică de mine sau ceva, eram un căcățoi. Bă, dar nu știau oamenii de unde să mă ia. Că ei nu m-au mai văzut de până atunci, știi? Că acum știți că mai sunt din ăștia care filmează la nivelul gazonului și ăia din galerie ei știu. Dar pe mine nu mă știau. Și s-au uitat e așa sau nu știu ce. Și la un moment dat mi-a zis unul. După ce deja făcusem ture de gazon pe acolo, mi-a zis unul. Băi, nu mai filma aici. Auzi, băi, nu mai filma și tu băieții de aici din galerie. Da, nu mai filma. Atât mi s-a zis. Nu, dă-te în morții mătii, nu, băi, bulangiule, nu. Că puteau să-mi că nu cred că el era frică de mine. Bă, frate, din momentul ăla nu m-am mai dus pe acolo. Deci, nu dă frică cât de respect. Că eu așa sunt. Eu sunt un om care respectă. Dacă cineva de acolo mi-a spus dintre ei, mari. Dacă cineva mi-a spus să nu mai filmez, am înțeles de ce. Am înțeles de ce. Că oamenii nu vor să fie văzuți. Bă, aia nu. Deci. De, de, de. Ce spune Paul? Într-adevăr, că spune că el nu se afișează. nu Într-adevăr, asta, asta e mentalitatea aia de galerie, știi? De ăia uh, ultrași. Ăștia nu, nu, ăștia nu vor să se vadă. E, uh, cum e uh, mijlocașul ăla de la, uh, care uh, face munca aia pe care nu o vede nimeni, între ghilimele, știi? Și nu-ți dai seama de ce echipa ta e atât de bună la mijloc, că e unul care cară mingea de acolo, de la mijloc. Așa sunt ăștia, dar ei nu vor să se să iasă în uh, evidență ei vor să, 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 o șoardă așa low profile și să să iasă alții în evidență. Știi? uite de exemplu cum iese Liviu Ungurean care el iese și e liderul galeriei, el este și purtătorul de cuvânt și așa mai departe. Dar ăia nu vor să se vadă. Deși noi îi vedem când se dezbracă, când rămân acolo la bustu gol, noi îi vedem. Dar ei uneori nu vor să iasă în, în față. Și pe mine m-a impresionat foarte mult de-aia m-am dus și am filmat de aproape atunci. Dar de când mi s-a spus, bă, nu mai filma aici, bă, n-am mai filmat. Din respect. Oricum, m-am bucurat că am avut șansa să văd de acolo, de la nivelul gazonului, ceea ce pe mine m-a fermecat. Că nu mai spun cât de frumoasă este galeria noastră și cât de inimoasă este și că am spus întotdeauna că fără galeria asta noi nu intram în play-off nici anul trecut, nici sezonul trecut, nici sezonul ăsta nu intram în playoff. Deci fără galerie. Nu că galeria e, cum spune clișeul ăla, al 12 la om. Nu, no, e vrăja la aia cu al 12 la om. Galeria noastră câștigă puncte. Și când este majoritară, foi de cap. Păi da, bă, nu vreau să le iau din merite jucătorilor rapidului. Ferească Dumnezeu. De eu nu cred că îi băteam pe Steaua cu 40 0 pe FCSB, nu îi băteam cu 4-0 niciodată fără galeria asta. Fără ăștia 30.000 de, de oameni, 33.000 de, de oameni câți au fost rapidiști, că restul erau cu FCSB, fără ăștia 33, 30 și ceva de mii câți au fost, nu îi băteam 4-0 pe Steaua niciodată, niciodată. Că poate îi băteam, că nu știu, dar era luptă. Dacă se juca fără tribune, fără uh, suporteri, nu, era același lucru. Bă, când vezi 30 de mii de oameni că sunt ostili, bă, te mănâncă de viu. Eu așa cred, eu așa cred, eu așa simt, că știu când, că merg pe stadion și nu știu dacă voi înțelegeți ce înseamnă să mergi pe stadion și să simți ce se simte acolo. Galeria noastră nu, deci efectiv, parcă pune presiune pe, pe tine, parcă scoate sufletul din tine. Așa este galeria noastră. Și eu nu că o știu de acum, <laughs> eu știu de ani de zile de când eram puștan. La fel este, nu s-a schimbat, bine, a mai evoluat ca și mai mulți acum, dar, dar eu o știu de când eram puștan, de pe vechiul Giulești, de când mergeam în deplasări pe Ghencea și uh, ne luptam până noroi pe acolo cu jandarmii. Cred că Paolo H. poate să confirme asta. Când ne băga pe acolo, până spate, pe în spate, pe la, noroi, pe Ghencea, eu eram puștan atunci, era mai mare. Eu aveam 15 ani, el avea 25, 26 de ani. Dar el cred că și aduce aminte, că e rapidist și și aduce aminte. Când ne luam pulane pe spate de la jandarmi. Și îmi luam și eu la grămadă acolo că na, nu să uita jandarmul că am 16 ani. Venea pulanul întâi și după aia să uita, știi? Pe ploaie, pe mizerie, pe famă ce era pe ghencea acolo, pe unde intram noi spate. Te pop, interlopo de 25 de luni te poți să trăiască. Deci, acum am avut și o ocazia să văd cum arată galeria de jos, în sus, știi? Și ce presiune uh, pune. În fine, hai că acum m-am dus așa cu emoțiile, m-am dus departe, că mi-am adus aminte de, de anii trecuți. Paul nu mă știe, dar eu sunt rapidist, eu am fost cu cu uh, nu că am fost în vreo brigadă sau ceva de mă duceam cu galeria, mergeam puștan fiind, mergeam cu ea mai mari și eu mi-aduc aminte, adică n-am cum să povestesc lucrurile astea de la de la prieten, nu? Nu mă lau, nu mă cac pe el de, de, internet și de ce zice lumea mm. Dar asta e adevărul că la urmă te pop, Raul! Mersi -a mult a de a membership! A urcat, a urcat, a urcat până a devenit uh, un fenomen. Iar toți ăștia din, de pe lângă rapid, chiar dacă au avut treabă sau nu cu rapidul, <coughs> să uită ce fac eu. Toată lumea. Cred că și conducerea. Și o spălăria. N-am nevoie de nicio <coughs> apreciere de la nimeni decât în momentul în care se trage linie și ce, ce facem cu asta. Atunci da, va avea nevoie de, de suport. Dar până atunci știu ce am făcut. Cum? Cum? Ia, e, mai ascultați o dată treaba asta. Mai ascultați un pic ce, ce spune Paul. Să uită ce fac eu. Toată lumea. Cred că și conducerea. Și o spălăria. N-am nevoie de nicio apreciere de la nimeni decât în momentul în care să trage linie, și ce, bă, ce facem cu asta? Atunci, da, voi avea nevoie de, de suport. Dar... A. Deci, deci n-am nevoie de nimic de la nimeni, dar până când se va trage linie și. Um, poate că o să am și o nevoie de suport. Păi, bă, Paul, ori o faci pentru public și atât. Ori o faci că te gândești că poate la un moment dat o să ai nevoie și de suport. Știți ce îmi spun unii? Ce mi-au spus unii despre Paul? Eu nu știu dacă e adevărat sau nu, asta mă doare în pulă, nu e treaba mea. Mi-au spus unii că omul cere donații ca să-și cumpere aparatură foto, uh, uh, foto-video. Bă, asta, asta nu e nimic greșit. Adică dacă îi dați cu hate lui Paul și spuneți că, că vezi doamne, cere bani pentru aparatură video, nu e nimic greșit. Foarte bine că cere. Foarte bine că vrea să facă bani. Eu nu. Eu nu. Uite, e unul la noi pe, pe chat, că de la el știu. Eu nu spun că nu e așa. Adică nu, nu, eu nu spun că e ceva greșit. Să ai pretenția, la un moment dat, să fii remunerat pentru uh, ceea ce faci, pentru toată munca pe care ai depus-o. Bab, foarte bine că faci asta. Da. Nu poți să te justifici așa în fața publicului tău. Și să pară că tu o faci doar pentru public Și eu o fac doar pentru bani Că eu am demonstrat-o Că nu o fac pentru bani Și bine, și eu vreau să fac bani Că eu am și încercat să vând Vlogurile la început Acum un an jumate, doi ani Și am văzut că nu se poate Că nu vrea nimeni să se, aso să se asocieze cu uh, Un singur club Vezi? Eu sunt asumat Hai să nu fim ipocriți. Mie asta, bă, mie asta nu-mi place. Mie nu-mi place ipocrizia. Eu dacă am ceva, eu spun pe față, frate. Și eu spun și lui Paul în față. N-am nicio problemă. Deși n-am nicio dușmănie cu el, n-am nicio treabă, frate, nu mă interesează niciun scandal, niciun, nu cum s-a spus că, domne, uh, tu vrei să-ți faci scandal cu, uh, cu, Paul, că te pui cu galeria, ce mă pun eu? Bă, și dacă ar fi așa, ce, n-am cu cine să mă pun, că, ferească Dumnezeu, eu sunt singur, bă, eu chiar sunt singur, chiar dacă ar fi așa, bă, eu sunt singur, mă. Bă, eu îmi susțin cauza singur și mă duc în fața galeriei dacă e nevoie să stau de vorbă cu ei, cu câțiva dintre ei. Eu mă duc singur, frate, acolo nu mă duc cu nimeni, eu n am brigadă. Mă duc în fața lor și le spun. Bă, frate, ce-a făcut Paul nu e, nu e băieție. Să meargă Paul cu mine. Uite, Paul este din galerie, da? Îl respectă galeria. Bravo, nim nimeni nu spune asta. Nimeni nu contestă asta. Să meargă Paul cu mine, noi doi. Să mergem noi doi să discutăm cu oamenii din galerie de acolo, din față. De la el, din brigadă, din OH. De unde vrea el. Să stăm amândoi de vorbă cu, cu băieții de acolo. Și să spună galeria... Că eu am greșit cu ceva. Bine, am greșit probabil că am făcut clipurile alea în care am m-am apărat, frate. Eu acolo a trebuit să, să mă justific în fața oamenilor care așteptau materialul de la mine și nu, nu mai venea. Că n-a apucat să stea mult material. L-au văzut 1700 de oameni și după aia nu l-au mai văzut, că l-a dat Paul jos. Hai să mergem noi doi amândoi frumos, să mergem la în fața galeriei și să stăm de vorbă cu galeria, să, să vorbim. Eu, bă, eu vin singur, mă, fraților. Nu am nicio problemă. Nu mi-e frică de galerie, nu dar nu că nu mi-e frică că voi fi eu vreun smart doi Nu mi-e frică că eu știu că n-am greșit cu nimic și sunt un om care își vede de treaba lui. N-am nicio problemă, frate. Uite ce zice Mircea Albu. Un fel de judecată a țiganilor. Nebunule, fratele tău a participat și la Stabor. Eu am fost și la Stabor. Nu am fost eu implicat în Stabor. Am asistat. Am asistat la un Stabor. La o judecată țigănească, că eu am trăit printre țigani. Am stat cu ei în casă, am, am... copilărit cu ei. Mâncam cu ei din, din aceeași farfurie. Am, am avut uh, iubită țigancă. Am fost... Băi, nenicule, stai așa că nu sunt nici o vreun... Uh, nemai umblat. Și am participat la un moment dat fără să vreau, eu nici nu știam că ăla se numește Stabor, până mi-au spus băieții, judecată țigănesc, da, tribunal țigănesc, cum să zice. Și da, la noi în galerie sunt și mulți țigani, să știi asta, că de-aia suntem supranumiți țigani. Dar eu zic că nu e nicio jignire când ni se spune țigani. Că nu este, nu este o jignire, mai ales pentru unul ca mine care a trăit printre ei. Ce jignire să fie? Am stat cu ei la masă. Am... Ce dracu, m-am iubit cu ei. În viața mea n-am avut un scandal cu vreun țigan. În viața mea, țineți minte ce vă spun, nu am avut scandal cu niciun țigan. Nu m-am bă... A, m-am bătut cu un țigan odată. La mine la Oltenița, unul tarara, În neamul lui tarara, neam de pușcăriaș din Oltenița. Eu l-am bătut pe frasul. Că el a sărit la mine să mă bată, că mă tot lăcheam, tot cerea bani de. de mergeam noi la jocurile alea uh, electronice alea, uh, Mortal Kombat, Street Fighter, slobos. și eu, uh, că eram de la București, vezi doamne, venea și încerca să mă lăchească. Eram puștian, par 16, 17 ani, pula mea, 18 ani. Și a venit omul, cred că v-am mai povestit, a venit omul și m-a m-a făcut odată să-i dau bani, m-a mai făcut odată. Bă, și la un moment dat m-am enervat cu ei și am zis, bă, nu-ți mai dau niciun ban. Deci, țineți minte, tarara, cine din ultimița poate să confirme. Și m-a scos afară și era lume pe acolo până sala aia de jocuri, m-a scos afară și a venit el așa jmecher la mine, mamă, mă căcasem pe mine când m-a scos țiganul tarara afară, m-a încăcat pe mine cu ei. Era de la blocurile cu 10, de înolteința de la mine de acolo, unde sunt numai mai numai periculoși. Numai cu fapte, pe la, la poliție, pe la... Bă, frate, când m-a scos afară, eu am crezut că mă și taie. M-a încăcat pe mine. El era fratele lui ăla, bă, șmecherul, cuțitarul, tarara. Și m-a scos afară. Bă, și-a venit spre mine să mă lovească. Eu, de frică, de pula mea, m-am ferit, m-am dat la o parte, i-am pus o piedică, n-a durat mult. I-am pus o piedică, l-am trântit, m-am urcat cu picioarele, pe, cu genunchii pe pieptul lui și i-am dat doi pumni, bă, de frică. I-am dat un pumn, i-am spart buzăul și un, un pumn i-am spart nănău. dar nu știu ce s-a întâmplat, dintr o dată așa, știi, pula mea. După aia s-a ridicat și i-am zis, hai, hai vină cu -a. Știi, făceam semn ca uh, Bruce Lee în, uh, în filme. Văzusem și eu filme cu karate, cu pula mea. Eu mă vedeam, gata, crescuse inima mine, prin să se încuraje și ziceam, hai vino, știi? n am mai venit. Nu s-a mai apropiat. Și după aia am aflat eu cine era Tarara. <laughs> Mircea Ninja După aia am aflat că era neam de șmecher și alea că era frasul lui... Dar eu de unde pula mea era să știu? Coi, eu m-am apărat. Așa cum m-am apărat și acum cu, uh, cu Paul. N-am ieșit să-l atac pe Paul, eu am ieșit să mă apăr. Și merg și în fața galeriei cu el oricând, fără nicio problemă la judecata, galeriei, cum vreți voi, n-am nicio problemă, oricând. Nu mi-e frică, stau drept. Bă, dacă mi-o iau în freză, înseamnă că am greșit. Înseamnă că ceva am făcut greșit și, da, eu sunt foarte sigur pe mine că n-am făcut nimic. Și știu să vorbesc cu, cu oameni din galerie pentru că știu ce înseamnă la respect. Și eu nu mint, nu ar la vrăjeală, eu vorbesc cât se poate de curat, civilizat și plin de respect. Ca așa sunt eu. ăsta sunt eu. Deci, n-am nicio problemă cu judecata galeriei, judecata țigănească, judecata cum vreți voi, că la mine, când, eu când spun țigani, eu nu spun peorativ, eu spun cu dragoste când spun, că m-am iubit cu ei. Adică vă dați seama că se vede după mine, că de sigur, sunt, plus că țin și cu rapidul, adică pula mea, cum ar fi mă să fiu rasist? Eu rapidist, mai sunt și rasist. N-ai cum, dacă ești rapidist, și ești rasist însă că ești dobitoc, ești ultimul prost. Nu poți să fii rapidist și rasist. Ori ești rapidist, ori ești rasist. Ce recu sunt ca țiganii din galerie de la, de la FCSB care cântă Am avut și vom avea mereu bolă pe țigani? Ce trecu mă? Nu. Deci, oricând, oricând, și chiar îl rog pe Paul, dacă vrea, să stăm noi doi de vorbă, și după să stăm de vorbă și cu galeria, dacă vrea el. Dacă nu, să stăm doar noi de, doi de vorbă, nicio problemă. Eu n-am văzut nici până în ziua de azi să vină Paul să mă caute, să, să vorbească cu mine. Mi-a trimis doar uh, un mail. Pula mea. Hai să ascultăm că mai e puțin. Până atunci, știu ce am făcut, chiar mai mă interesează ce zic uh, ciofringare ăștia care au apărut acum de 2-3 ani. Eu, cioflingarul, eu, eu sunt cioflingar, eu. E, e vorba de mine, da? Bă, pe mine nu mă deranjează că m-a făcut cioflingar. Asta n -am, n -am, cu asta n-am o problemă. Bă, până la urmă e live-ul lui, e show-ul lui, e... eu nu-i răspund cu aceeași monedă. Și chiar nu mi se pare un cioflingar. Mi se pare un om din galerie care face o treabă bună, dar care a făcut un abuz. A făcut o nasoală. Față de un frate rapidist. Atenție! Rapidul este o familie. Rapidul este o. Știu! Rufele nu se spală în public. Știu. Dar tu, Paul, când mi-ai dat jos clipul, știi ce scria la, la mine pe, în loc de clip? Că link-ul încă funcționa, că era în storiurile mele. Și pe unde îl mai posta eu? Știi ce scria la mine pe ăsta pe, pe, pe cu, vlogul, scria proprietate uh, a lui Paul Onoiu. Copyright strike by Paul Onoiu. Și m-a întrebat lumea, cine, cine e Paul Onoiu? Cu e Onoiu? Deci... Nu pot să spui că, nu mea, că eu mi-am spălat rufele în public și tu nu. Tu ai făcut că de la tine a pornit. La mine scria Paul Onoiu. Păi stai puțin, cum? Adică, Adică ce pula mai facem aici? Păi ăsta e abuz. Ăsta e un abuz. E un abuz și eu sunt convins că galeria nu alește abuzurile. Eu de sunt sigur pe mine. Pentru că galeria, toată viața ei, a fugit de abuzurile uh, forțelor de ordine. Galeria și echipa rapidului, uh, clubul rapid s-a înființat dintr-o mișcare de frondă. Galeria noastră întotdeauna a fost singură împotriva tuturor. Galeria noastră întotdeauna a luptat împotriva abuzurilor și nu doar galeria noastră. Fenomenul ultras este despre antiabuzuri. Ori tu ai făcut un abuz cu mine, un exces de zel o jmecherie de moment. Dar nu cu un frate rapidist. Ce pula mea, dă mă clipul jos lui X-Breaker. Dă-i lui Buțan, dă-i cui vrei tu. Dar nu-i dai lui Jepcar, bă, care-i rapidist, mă, de -ai tăi. Să văd eu Jmecheri din galeria rapidului, care spun că nu e așa cum spun eu. Orice șmecher din galerie, oricare, stau în fața oricui, să spună, bă, nu știu, mă eu știu că sunt jmecheri Eu știu, eu știu că și am auzit de niște nume de șmecheri de acolo, din Galați. eu nu-i cunosc. Stau în fața oricărui șmecher și eu știu ce înseamnă șmecher. Nu puțoi care amenință pe net. Aia nu sunt șmecheri. Șmecheri adevărați sunt aia care știu să vorbească când trebuie. Care... Eu știu ce înseamnă termenul șmecher, eu îl știu. Nu mă consider un șmecher sau poate mă consider un șmecher în gândire, în, dar nu, nu cum sunt ei. Eu au relații, au oameni, au pula mea. Sunt mari. Eu nu sunt jmecher, dar eu stau în fața unui jmecher oricând și spun asta. Spune tu, băi, jmecherule. Nu, îi spun așa, dar între ghilimele. Zi tu, bă, frate, că e ok să faci ce a făcut Paul. Să stau în fața lui să-mi să spună jmecherul ăla dacă, dacă îmi spune să am bag dacă mă mai duc vreodată la vreun meci, să, adică dacă mai filmez o la vreun meci al rapidului. Când o să-mi spună unul din galerie, după ce a auzit toată povestea și de la Paul și de la mine și o să-mi spună unul din galerie că eu am fost nesimțit, că eu am fost muist, că eu am procedat așa, că eu n-am procedat corect atunci o să înțeleg că eu am fost de vină dar să-mi spună unul, unul de ăsta șmecher, că eu știu că sunt șmecheri acolo în, în galerie și în orice galerie sunt șmecheri nu doar la noi mai sunt șmecheri și până alte galerii, stați voi liniștiți să-mi spună mie un lider de galerie, un șmecher Că e, cum, fa cum spune Paul Că eu știu ce am vorbit cu cineva din gruparea OH Nu dau nume, că nu-i frumos Că discuțiile în privat sunt în privat Dar eu știu ce mi-a spus unul greu, din galerie Mi-a zis, Jepcar Nu e, eu mă uit cu băiețelul meu la tine bă, Dacă nu e ok, nu mă mai uitam Nu mai spun că a venit un, unul odată Care este din galerie, de acolo Nu știu de ce brigadă e, pula mea Dar a venit unul odată, bă, și se vedea că ăla e din galerie Că l-am văzut, și a venit după meci Cu fisul și a zis, te rog eu, frățiorul meu, pot să facă și fimiu o, o poză cu tine? Și zic, da, cum să nu? Că o să moară familia mea de nu ne uităm la tine, te iubim. Te iubim, uite, și fimiu ăsta cu te iubește și alea. Bă, bă, -a, a, a crescut inima mine, frate. Ești nebun? Mă știu, mă, oameni din galerie, că poate nu mă urmăresc toți, că poate nu sunt de acord toți cu mine, ok, înțeleg. Dar mă știe lumea, îi știu că de când ne-am întâlnit la Hambal. Ne-am întâlnit la Hambal, m-am cu niște băieți la handbal. Atunci când m-am dus și am făcut vlog de la de la meciul de handbal. Și a venit au venit niște băiețași din brigadă, erau din brigadă de acolo, erau din primele rânduri. Și au venit niște băiețași așa la mine, mai tinerei, Din primele rânduri. De pe acolo, na, din brigăți. Și au venit niște băiețași la mine și unul dintre ei mi-a zis, Jepcar, să moară familia mea, ascultă-mă, te respect. Noi noi ne uităm la tine, ne place de tine. E imediat după ce am luat interviul lui Sefer și mi-a zis bă, dar uite, vezi că în clipul tău de data trecută am apărut și eu m-ai filmat poate că nu ți-ai dat seama, dar m-ai filmat și pe mine și pe încă doi băieți și eu am vorbit cu băieții și dacă poți să ne blurezi căta mă fratele meu m-am dus, i-am blurat pe băieți Cat? Băi, eu înțeleg Că ei n-au vrut să, să, se arate. Bă, așa e. Bă, frate, respect. Primez respect. Da, dau respect. Dar nu că primez respect, dau respect. Eu dau întâi respect și îl primez după aia automat. De-aia sunt convins că mă respectă orice șmecher, orice lider din galerie, că eu ofer respect la rândul meu. Adică e o chestie reciprocă. Și n-am cum vreodată să primez lăcheală de la vreun șmecher de la noi din galerie. A, dacă eram stelist, dinamovist, da, pula mea. Dacă când eu știu foarte bine cum sunt și respect pe toată lumea, nu poate să vină niciun șmecher să-mi zică mie, băi, frate, nu se ia niciun șmecher de tine degeaba. Păi ăștia că, pe care i-a auzit că, domne, mi-e frică să trec pe acolo, că sunt ăia periculos, sunt șmecher, sunt... am auzit pe unul odată, domne, nu mă duc în galerie să stau pe acolo, că îmi dă unul... Mă dă una peste ochi și pula, nu există așa ceva, mă, nu există. Nu există. Nu se de tine aiurea decât dacă te duci într-o zonă unde trebuie să cânți și tu nu cânți, poate. Și da, ei au pretenții să, <gântări> să se cânte acolo, că tot te duci în galerie, te cânți. Nu stai să, să faci alte. Adică, de ce te-ai dus în galerie? Nu ca să susții echipa, nu ca să cânți. Ok, poate mai e o pauză, poate nu mai poți da voce, dar ăia acolo cântă în continuu, în continuu. nu ne ați văzut pe ea cum cântă. Pula mea. Că domne, că mi-e frică de jmecherea, de, de boșia, de bombardier, de pula... Ei, bo, cum să-ți fie frică? Băi, mie nu mi-e frică de nimeni, nu. Păi de ce să-mi fie frică? Păi de spune de ce vă e frică. Că vă simțiți cumva voi așa, poate cu musca păcăciulă și nu știți să să, să să tratați cu oamenii ăștia. Eu știu să tratez cu oricine. Păi dacă eu am trăit printre ei, eu știu nu toate jmecheriile lor și nici nu am pretenția să le știu dar eu știu ce înseamnă respect știu, nu vorbește gura fără mine, nu mă bag în seama iurea, nu fac uh, aroganțe proaste să mă duc în fața galeriei și să zic bă, dacă vă luați de mine, vin cu nu știu ce jmecher, hai că mai plec de acolo nu tot nu tot, și de-aia mă duc și singur nu cu oameni după mine, nu cu backup cu... Puh, nu tot, singur. Oricând, oricând, dacă mă cheamă cineva din galerie acum, acum la ora asta, bine, mă duc, cred că, că s-a culcat fimea, că altfel o lăsam la mama, că mama stă aici lângă, are casă lângă blocul meu, o lăsam pe fimea la, la, mama, mă suiam în mașină, mă duceam acum la ora asta, oriunde și în spatele blocului mă duc, dacă mă cheamă în spatele blocului, pe acolo, pe, pe, lângă Giulești, mă duc acum, stau în fața la 20 de oameni, nu am nicio problemă. Oricând, frate, oricând. Fără nicio frică, fără nicio problemă. Că s-au format unii, niște grupulețe pe aici, niște, eu le-aș zice copii. Că dacă au 20 de ani, pentru mine sunt copii, eu am 40. Și care mă amenință că mă bag în spital, stați să vă arăt. Ia fiți atenție aici. Stați să vedeți. E unul care mă amenință că mă bagă în spital. Două secunde. Ia fiți atenți la găgiul ăsta. Ia vezi. Ia vezi, tată. Păi bine, băi, Paul. E normal? Ți se pare normal? Că uite, ce ai făcut tu, pe nu te amenință nimeni. Că pe tine te cunoaște lumea de acolo, din brigăți, din galerie, din ale. Dar uite ce înscrie scrie băiatul ăsta. Prietene, tu pe julești nu mai ai liniște, să te prindem pe acolo doar. Și a, uite, cinci i-au dat like. Treaba ta, care să nu spui că nu te-am avertizat, următorul clip îl faci din spital ce nu s-a văzut când am luat bătaie. Vezi? Și tu mă faci pe mine cioflingar. Vezi, nu mă deranjează că mai ai făcut cioflingar. Nu apelativul. Pe mine mă deranjează că în loc să ieși și să fii, să fii pe pace ca să, uh, să elimin tot valul ăsta de hate la adresa mea, nu e mare, dar e, e acolo și este. Tu trebuia să ai o, mai ales la 50 de ani, tu trebuia să ai o ieșire mult mai echilibrată acum, că ești persoană publică, te, deja faci parte dintr-o. ai o comunitate în jurul tău, tu ar fi trebuit să ieși acum și să ai o, să ai o atitudine echilibrată în care nu încurajezi la scandal. Mă faci o flingar, practic îi trimiți pe mine, știi, cumva. Nu, că nu, nu mă intimidează sau ceva. Dar ieșirea ta este iarăși o ieșire în decor. Deci ai continuat, practic. Că eu am făcut live-ul ăsta ca să spun, ca să taxez chestia asta. Că tu în loc să termini toată șmecheria și să-mi scrii. Așa, frățiorul meu, așa eu pot să spun că încă tu vrei să-ți mai iei awareness de la mine. Vrei să-ți mai iei din, din fanii mei. Fanii mei, mă rog, publicul meu. Așa pot să spun și eu. Nu? Cum tu spui că eu sunt un cioflingar, părerea ta, așa pot să spun și eu că tu ai vrut să continui uh, saga asta ca să-ți mai iei ceva de la mine. Că acum află mai mulți de, de Paulo H. Și dacă erai așa uh, asumat cum ai fost pe live-ul ăsta și cum ai vorbit, de ce ți-ai dezactivat, mă, fratele meu... Uh? Uh, comentariile de la, de la, ultimele clipuri. Ia fiți atenți aici. Uite, hai să intrăm la Paulo H. Ia. Ce nu s-a văzut. Paulo H. Dar noi intrăm pe canal direct, da? Fii atent aici. Videos. Și noi luăm pe ultimele. Acum 9 minute. Hai pe ei, pe mama lor. Nu, că dăm pauză. Ia vedeți. Vrei să-i comentezi ceva? De ce ai dez dezactivat comentariile? Că eu sunt asumat. Pe mine mă înjură ăștia. Eu le, eu le și răspund. Pe mine mă înjură, mă, mă amenință cu moartea, mă amenință că mă bag în spital, că pula mea. Dar eu le-am permis de ce nu permiți oamenilor de la mine să vină să-ți lase și ție un feedback? Nu să te înjure, că eu nu-i pun să te înjure. Eu chiar le-am le spus să-ți vorbească frumos și să, să, nu fie bădărani. Dar tu, și asta pentru că în primul rând uh, ai o vârstă și eu te respect pentru vârsta pe care o ai și în al doilea rând, po fratele meu, lasă-i și pe oameni să-ți dea feedback. Uite, eu nu mă feresc. La mine vorbește oricine. Mă înjură ăsta, ăștia să îmi bag pula fratele meu, nu mai spune că nu ești youtuber, că revin acum, că mi-am să aminte, nu mai spune că nu ești youtuber, că ești youtuber, frate, că ai știut să-mi dai strike. Un youtuber știe să dea strike unui alt youtuber. Că dacă îl pun acum pe pula, la Zamarc, uite, e unul aici, la Zamarc, sloboz, de la mine de pe chat. Unul care se uite la mine, un gozar, de ăștia de ai mei de aici. Dacă îl pun acum pe Laza Mark să-ți dea strike, sau să dea cuiva strike, habar n-are în pula mea și prinde urechile pe acolo. Nu mai spune că nu ești youtuber. Că ești youtuber, că știi să dai strike. Știi să faci nasoale. Nu fi nebun. Uite, eu pe Laza Marc îl fac găuzar și el zice că mă pupă. Vezi? De ce, nu, de, ce ai dezactivat, de ce ai dezactivat comentariile? Că uite, vrea și lumea, poate să-ți spună ceva. Să-ți spună că poate ai greșit. Nu să te înjure sau pula mea să spună, băi, Paul, da, uite că, că tu i-ai lăsat să comenteze pe, și pe live-ul tău, a scris cineva un comentariu la tine și l-ai șters, dar nu te-a înjurat sau ceva, dar a zis de mine ceva și tu i-ai șters comentariu. Nu se poate, mă, fratele meu, așa. Pe păi ce faci? Lași doar comentariile în care te laudă lumea? Eu le las pe toate. Eu le las pe toate, frate, pe toate pe toate, eu las orice comentariu, nu șterg un comentariu. uite te la mine, pe, pe, clipurile mele. Ia uite. Eu las tot. Ia uite, mi-a scris unul aici, mâncați aici. Și... Stai așa să vezi. Uite, mi-a scris ăsta. Nu am văzut o clipul, aș putea așa, nu știu ce, dacă tu doi dai cu boțul în baltă, te asigur că titlul respectiv este înregistrat, hai spor. Ia uite. El îl ține aparte. Și i-am răspuns. Și eu te asigur că nu e registrat nicăieri. Vezi, am vorbit cu omul. Nu l-am înjurat, nu l-am boscorodit. I-am răspuns omului, știi că, na. Ia uite ce frumos. Vezi? Și i-am mai răspuns nu, de vreo 16 ori, i-am lăsat 16 uh, reply-uri. Bă, până la urmă, eu nu dezactivez uh, asta ca să știi tu ca youtuber, apropo, fii atent. Tu ar trebui să dai drumul la comentarii. Pentru că comentariile te ajută la algoritm. Lasă, nu spune că tu nu ești youtuber, că nu vrei algoritm. Lasă, lasă că știi tu foarte bine. Like, comentariu, ăsta e algoritmul, îl știi, îl auzi peste tot pe la toți youtuberii. Na, nu cred eu că nu te-ai mai uitat pe la youtuberi. Dă drumul la comentarii, dacă vrei să vină lumea să-ți comenteze, să-ți mai crească... Ia uite, te apropii de 15.000 de abonați, ai 13.000, eu ziceam 10.000, nu știu ce ziceam 10.000, scuză-mă. Dă drumul la au tată. Lasă i pe oameni să vorbească, că poate vin și de la mine să-ți zică două, trei vorbe. Nu așa e frumos? Eu îi las pe -ai tăi să, să, mă fută în cur și să mă, mă bage în spital. lasă și tu pe -ai mei. Sau nu numai pe -ai mei, și pe alții care sunt neutri și văd pentru prima dată treaba asta. Ce pula mea facem aici? În fine, hai să concluzionăm, să ascultăm și finalul materialului. Nu, deci nu mă deranjează că m-a făcut Cioflingar, mă deranjează că n-a avut o atitudine echilibrată. O atitudine echilibrată față de publicul lui. Așa era frumos. Și așa se încheia tot. Să ascultăm finalul. Iar cu... Că că să închei, că vorbesc ca televizorul de 10 minute. Nu știu dacă trage asta, că l-am pus în vai mama lui. ca să închei, ce nu s-a văzut la TV, o să fie o serie de, clipuri numai ale mele. Iar cine o Nu există așa ceva. Sanchi. Nu există. Vă spun eu că nu se poate. Asta cu o să fie numai ale mele, că nu există, nu există. N-are cum. Eu m-aș bucura pentru el să, să, poată să facă chestia asta, să zicem, să-și înregistreze, dar nu poate. Vă spun eu că nu poate. Una e că te duci să-ți depui, dar eu nu cred că s-a dus și a depus nimic, că e vrăjală în vânt asta. Dar și dacă s-ar fi dus printr-o reducere la absurd să depună acte, nu-i nu dă nimeni dreptul de autor pe ce nu s-a văzut la TV. Hai mă, ce dracu. Și fiți atenți acum că finalul este foarte important ca să înțelegeți că practic se contrazice se contrazice și cumva îmi dă dreptate. Fără să, fără să vrea, îmi dă dreptate. Ia fiți atenți aici. Să folosească. Stați, stați, stați. că Bă, mai dați-vă în pula mea cu Atletico și cu mă piși pe Atletico și pe... Bine, e Moldovan acolo, să zicem că de-aia nu mă piși pe Atletico, dar uh, uh, nu mă interesează cu aia, mă doare în pulă de Atletico. Așa, ia, ascultați, ascultați cu atenție ce spune uh, Paul la, la final, că e foarte important. Nu știu dacă trage ăsta, că l-am pus... Ne pișem și noi pe tine. Bă, nu m-am referit că mă piși pe Atletico, mi se rupe pula de Atletico, asta am vrut să spun, nu că mă piș pe Atletico pe echipă. Mi se rupe pula de Atletico în momentul ăsta, înțelegi? Toți acum spuneți gol atletico, ce proști sunteți. Nu că mă piș pe club, mă piș pe așa că mă doare în pulă pe mine de atletico acum. Nu te supăra pe mine, băi Raul, că am zis că mă piși pe atletico, că nu mă piși pe atletico tău. Mai duceți-vă în pula mea. Așa, ascultați-vă. Ascultați ce zice uh, Ca să închei, ce nu s-a văzut la TV, o să fie o serie de, de clipuri numai ale mele. Iar cine o să folosească titlul ăsta, nu sunt bulangi, o să-l anunț, bă, frățioare. S-a văzut la TV, o Încă, să da. fie o serie de, de, clipuri, numai ale mele. Iar cine o să folosească titlul ăsta, nu sunt bulangi, o să-l anunț, bă, frățioare. Păi, tocmai mi-ai dat dreptate. De ce n-ai făcut așa din prima? Nu sunt bulangiu. Ok. Păi, acum, practic, te-ai contrazis în tot ce ai spus. Și mai ai făcut și degeaba, Alceoflingar. Serios. Deci, să-i dai și tu seama, la final, cum trebuia să procedezi. Nu sunt bulangiu prov. Așa trebuia să faci. Dacă făceai așa din prima, nu mai aveam discuția aceasta. Știi ce mi-a zis uh, când l-am întrebat pe, pe, Liviu Ungurean de tine? Știi ce mi-a zis de tine? Adică l-am întrebat dacă îi se pare normal să dai clipul jos. Știi ce mi-a zis Liviu Ungurean? Mi-a zis, ia legătura cu, cu Paul, că e, e, băiat super ok. Așa mi-a zis, că face asta de 25 de ani, e băiat super ok. Și zis, da, ok, dar nu am cum să iau legătura cu el, adică nu trebuia el să ia legătura cu mine înainte. Ce da, dar vorbește cu el, că nu sunt cu YouTube-ul, cu alea. Liviu a, a dat-o, că el e pe stilul vechi. Și mi-a zis, iau legătura cu, cu el, că e băiat ok. Ba, bine mă frate, ești băiat ok, dar de ce n-ai fost ok și în momentul în care te-ai gândit să îmi dai strike, nu puteai să vii direct la mine și să, să mă cauți și să-mi spui, băi, uite cum ai spus, tu ai spus-o acum. Ce am spus eu? Tu ai spus-o. Tu ai spus-o, fratele meu. Așa trebuia să faci. Așa era băieție. Mai ales cu un rapidist. Că știai că sunt rapidist, nu? Pula mea eram de la steaua. Știai că sunt rapidist? Îmi scrie. de asta eu știu că nu am greșit cu nimic și de asta n-am nicio problemă să stau de vorbă cu oricine din galerie și din brigada ta, din OH, de oriunde. Că eu știu că n-am făcut nimic greșit. Nimic. De asta sunt sigur pe mine, înțelegi? Că știu și eu ce înseamnă băieție, știu și eu ce înseamnă șmecherie, am trec, trecut și eu până în astea. Mi-am luat și bătaie când eram puștan și vorbea gura fără mine, când făceam prostii, că am făcut și eu prostii. De asta spun că atitudinea ta față de mine a fost una infantilă. Asta este problema mea de fapt. Degeaba mă faci șoflingar. Mă faci flingar, dar cel care a greșit și care a făcut un abuz ai fost tu. Schimbă titlul că, uite, am acte pe numele ăsta. Voi îl știți, mă, pe TikToker-ul ăla, Kaby Lane, sau nu știu cum îl cheamă. Îl știți, nu? E unul negru care face așa. fac și eu ca, ca ăla. E, ăla, mă, ul ăla, Slobos, care are milioane, de... a ajuns miliardar în, în euro, în dolari. Și atâta face cu aia, să-mi bag pula de ce are. Ăsta este tot show-ul lui pe TikTok. Face așa. Așa, îți arăt și eu, Paul. Uite, bă, Paul. Eu sunt entertainer, frate. Eu fac caterincă, că pula mă doare în nu vreau scandal cu tine, cu galeria, cu pula mă doare pula, frate. De orice scandal, eu nu sunt scandalagiu. Eu fac caterincă, frate. Eu fac show, lumea mă susține. După aia o să intru pe un live de, de păcănele, o să-mi doneze lumea să mă troleze cu tot felul de manele, că ei știu că nu-mi plac manele, eu nu sunt cu manele. Și mă joc, mă alea, deci, frate, nu caut sămânță de scandal de alea. Te eu, uite, ce concluzia acestui live? Asta este concluzia. Uite, Ai înțeles? Era cel mai simplu. Ai spus-o tu. Nu poți să vii după aia să spui că am căutat eu să -mi... mă găți de numele rapidului, de pula mea, să fac profit. 100 de euro, profit. <laughs> Din clipurile rapi rapidului. Mă, lasă-mi pula mea. Vezi? Spre asta e vorba. De ce vorbesc despre treaba asta? de lungul timpului, făcând chestiile astea, înțelegi ce, ce, se, ce se caută, ce să, nu știu, ai nișa ta și uh, Ascultați. cunoști exact ce trebuie să dai ca să, să, să înțeleagă ăsta care se uită la la clip momentul ăla ce nu s-a văzut la TV. Adică algoritmul de la YouTube, mai țineți minte cu ce a început uh, Paul? Că nu știu eu cu algoritmul la YouTube. Păi uite, spune acum, iarăși, iarăși, bă Paul, iar să o fac pe asta. Păi parcă nu știi algoritmul la YouTube. Acum vii și spui că stai că nu e așa, că am învățat și eu ce să caută, ce să așa. Hai că ai frate că știi cu algoritmul, sau, o dracu, știi să dai strike, știi, cu, știi ce se caută, ești YouTuber, gata. Bă frate, singura mea, fii atent, singurul atac la persoană pe care ți-l fac în seara asta, eu la adresa ta, Paul, este ăsta. Paul, tu ești un youtuber. Ești în fața mea, ești un youtuber, frate. Ăsta este atacul la persoană. Tu mai ai făcut ce o flingar, eu te fac youtuber. Ești un youtuber. Că bine în faza de negare așa, dar ești youtuber, frate. Să îmi bag pula. Cea mai mare jignire pe care puteam să-ți o adresez. Ești un youtuber? I-am dat-o cu aia. Ultimul youtuber. Uite ce prostul ăla de, de Luca. ce Am și eu un ungur aici. Și ți-o spun direct. Ești ultimul youtuber. Nu, nici primul, nici ultimul. Dar ești un youtuber, frate. Deci te-am jignit acum când nu o să te jignească nimeni niciodată. Ești youtuber. Așa așa ai zis-o tu, frate, o zici tu. Că te încurci în ele un pic așa. Tu parcă n-ai vrea să fii youtuber, dar ești. Eu uite, te apropii de 15.000 de abonați. Păi când o să ai 100.000, ce o să faci, bă, tot? Și o să, ai, o să primești butonul ăla de la YouTube Butonul la auriu de la YouTube și uh, cum se numește? Uh, bifă pe YouTube. Ce o să mai spui? Că nu ești YouTuber? Când o să crești la 100 de mii o să zici că nu ești YouTuber, a? Hai mă, las-o în pula mea. La un pizda, mă-s. pizda, ei. La 90 de ani face 100 de cari? nu e adevărat, frate. Vezi că are potențial să crească Paul. Poate să crească. Mai ales că mai e o chestie, frate, vreau să o lămurești și pe asta. Și cu asta închei. Gata, ne-am ne lămurit, nu mai, nu mai are sens să mai ascultăm. Oricum, mai erau uh, 3 minute. Nu, nu mai e mare chestie la final. Haideți să vă mai spun o chestie pe care vreau să o lămuresc. Sunt unii care comentează că uh, de unde au apărut toți vlogării Pizdi toți tiktokerii pizdi se referă la cei care vin în tribune și fac tiktok cu faze de la rapid, fac vloguri recte și eu aici, că de unde ați apărut toți, că unde erați până acum, că pula mea... Bă, fraților, haideți să vă spun eu o treabă. Faptul că rapid a crescut pe social media, este ceva fantastic. Pentru că asta denotă că avem o conducere care își face treaba, avem niște oameni care știu să crească imaginea rapidului, iar faptul că lumea distribuie tot felul de filmulețe și tot felul de vloguri nu face decât să mărească comunitatea rapidului. Adică, oamenii ăștia Astia tineri care vin din urmă, vin din spate. Uh, nu din spate, vin acum în față, pardon. Ies în față acum. Oamenii astia tineri cândva vor fi ca voi. Sau ca noi. Și poate că acum avem șansa să le arătăm ce înseamnă rapidul. Și noi, prin ceea ce facem, eu, Paul și vlogării PSD-aia, pe care nu-i halesc unii din galerie, avem șansa de a arăta oamenilor ce înseamnă rapidul. Și cât de frumos e rapidul, de fapt. Și vă mai spun o chestie. Dovada mea cea mai mare este că eu am convertit un stelist în rapidist. Să iasă el să spună acum că mint eu. Eu am convertit prin ce am arătat că înseamnă rapid. Nu numai eu, ci și atmosfera toată și tot a fost convertit din stelist în rapidist. El acum e pătimaș rapidist. Puștan, puștan, vorbesc de puștan. Din puștan, din puștan. Deci, el puștan ținea cu steaua, că țineau toți ăia pe la el cu steaua. Acum ține cu rapid. Că a văzut ce înseamnă rapidul. Și uite, am mai furat un om din brigada adversă. Un copil. Na, un puștan. Pentru mine e puștan. Bine, are 19, 20 de ani. E puștan. Vezi, am schimbat o mentalitate. Că zici că social media nu ajută. E, nu. Să vă bucurați de acest social media crescut la rapid, că asta înseamnă că se mărește comunitatea. Și de asta putem să umplem o, o arenă națională, de asta o să o putem să o umplem și Stadio Olimpic, o să putem să umplem și, um, Olympic, o să putem să umplem și uh, orice stadion din lume și poate cine știe, și mai mult de atât. Pentru că ne mărim galeria, ne mărim uh, area de fani. Asta e un lucru bun. Nu că doar cu ajutorul meu sau nu, cu ajutorul tuturor care facem social media cei din galerie, ăia mai bătrâni, care probabil nu înțeleg fenomenul, ar trebui să se mai gândească un pic. Da, eu cred că îl înțeleg. Unii îl înțeleg. Că cu ăla cu care am vorbit eu din OH, ăla e greu și e mai, e mai în vârstă. Probabil e de seamă cu Paul. Și am vorbit cu el și, și, și ăla știe ce înseamnă. Și dacă ăla mi-a apreciat, omul ăla mi-a apreciat munca, înseamnă că e ceva acolo. Și mi-a validat-o. Bun, dragi prieteni, ne pregătim să intrăm pe celălalt canal. Dacă nu știți care, vă spun eu. Eu mai am un canal și vă dau direct linkul live-ului unde trebuie să, să mă găsiți. Pentru că eu mă voi muta cu live-ul acolo. O treaba voastră dacă vreți să veniți după mine sau nu, dar noi avem un live acolo. Și este live-ul ăsta. Eu vi-l și arăt. Vi-l și ofer aici direct și vi-l și arăt. Asta este live-ul. Ia vezi, mă, că eu nu sunt abonat la mine. M-am abonat acum. Asta este live-ul pe care eu mă mut. Da? Deci eu mă mut aici pe live-ul ăsta cu show-ul. Eu cred că am lămurit cu, cu Paul. Eu sper că am lămurit. Sper că se termine aici. Dacă nu vreți să se termine, deci, intrăm pe live-ul ăsta, dați și voi un like și un subscribe aici, așa, și aici, și aici ne mutăm cu live-ul. Deci intrați cu mine aici, pentru că în 2-3 minute aici ne, ne găsim, da? Ca să știți. Stați așa un pic. A, așa. Bun. Ideea este următoarea. Dați și voi un like ca să, uite, mi-am dat eu singur acum. Dați și voi un like că ne trebuie 70 de like-uri ca să începem uh, să începem socotelile. Deci, toată lumea să dea like, subscribe neapărat și like ca să începem, uh, știți voi ce? Ne băgăm acolo. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine. Cei care v-ați uitat, restul și nu mai vreți să intrați cu mine pe, pe canalul de păcănele să facem caterincă. Restul, ne vedem pe partea elaltă, aveți un pic de răbdare, schimb live și ne vedem acolo. Vă pupă fratele și vă dă cu pace!